Hello everyone, I'm Mirela Gavra, the publisher of The Diplomat Bucharest, the organizer of the second edition of Financial Forum. We are live on the major social media platforms and our website, thediplomat.ro. Until 5:30, we'll be together for two sessions dedicated to the financial, capital markets and fintech subjects. I want to thank you to all our partners, strategic partner, Romanian Bank Association, Institutional Partner, Financial Supervisory Authority, Gold Partners, Bucharest Stock Exchange, First Bank, Kim Complex, Fintech OS, Druid, Partners, the Association of Chartered Certified Accountants, and SION, Supporting Partners, Romanian Investor Relations Association, Employers Association of the Software and Service Industry, British Romanian Chamber of Commerce, and Cluj IT. Media partners, Outsourcing Today, Automotive Today, Financial Intelligence, Economistul, România Durabilă, Club Economic, and Bursa. Before the start, let me thank Ms. Gabriela Folcuț, Executive Director of Romanian Banks Associations, for her availability as moderator of our event, and of course, to our panelists. I want to just to introduce Ms. Gabriela Folcuț to take over and present the panelists. Thank you, Gabriela. Thank you very much, Mirela. Good afternoon and welcome to the third edition of the Financial Forum organized by the Diplomat Bucharest. As Mirela mentioned, today's event has two panels. The first panel will take place during 3 p.m., 4 p.m., mainly in English. And the second one will start immediately. The first one ends at 4 p.m. until half past five. You already know the topic of this event, so please allow me to present the speakers from panel one. I will start with Mr. Sebastian Burduja, Vice Chairperson, Committee for Budget, Finance and Banks, Chamber of Deputies. Thank you for the invitation. Mr. Radu Hanga, President, Bucharest Stock Exchange. Mr. Ovidiu Petru, Capital Markets Expert, Financial Supervisory Authority. Hello, everyone. Mr. Hank Parder Cooper, CEO, First Bank. Hello, good afternoon. Good afternoon. And Mr. Ivan Ruhel, General Manager, Citibank Romania. I will start, as I said, the first panel with Mr. Sebastian Burduja. Straight to the questions. And my first question, Mr. Burduja, is which are the expectations regarding the evolution of the economy in 2021? Thank you for the invitation. Thank you for creating this framework. And very sorry that we can't all meet in person, but this will certainly do. And my message is very optimistic. I think what we see through all the data coming in is the Romanian economy performing above expectation as more resilient, more diverse. And you recently saw not just the S&P's positive outlook on the Romanian economy. I think the first positive change in quite a few years, but you also saw the economic data coming in. We have investments that have grown by close to 30% in January and February compared to the same period in 2020. In fact, most of the economic data, I spoke to my former colleagues in the Ministry of Finance, for the first 3 months of the year are better than in 2020. And you might remember last year, the pandemic had not hit us quite yet in the first 3 months. So it's remarkable, I think, by any measure. Also, revenues to the budget, we have 4% higher revenues in January and February compared to last year. And of course, EU funds, which are worth highlighting. As you know, and I've said this many times, I think we can all agree, Romania has probably the biggest development opportunity in a generation. 84 billion euros from the European Union in various forms. And we already see this not just in how last year's budget ended up. You might remember we had record investments
and a record share of those investments coming from EU funds. And we kept this in the way that we constructed this year's budget. And we even increased the total spending on investments, projected spending, as well as the share of projected EU funds going to such investments. So I think the news are good. Very much looking forward to the colleagues giving us the actual pulse of the economy. Sometimes it's easier to see things maybe with a rosier outlook from the parliament's building or from the government. One last thought from my end, just a big thank you to all the Romanian entrepreneurs and banks and financial institutions present here and beyond for everything they did throughout this crisis. I think the way that you responded is absolutely amazing. I think, and I've heard this from international colleagues, Romania often highlighted as a good practice, and it's thanks to you guys. So hats off, and please count on us politicians to help, or at least not screw things up too badly like before. At least get out of your way and let the economy keep growing through your efforts. Forward looking, what are the measures which could lead to accelerating the economy's rebound? If it's still directed at me, I'll try to be brief and also hear from the other panelists. I think that we're obviously continuing a lot of the good programs that have proved themselves worthy during the pandemic, during the initial phase. So obviously postponing a range of the dues to the state budget, that has worked well. It has enabled companies to keep functioning quite stunningly, even though some people said, you know, do not forgive the debts, do not postpone them. We're not going to see any budgetary income. Quite stunningly, firms kept paying, and they kept paying more than, as I said, the same period of last year when there was essentially no pandemic in Romania. So, clearly, this is working, and in a recent conversation with the head of the fiscal agency, she assured me as an MP and, you know, as a fellow servant, public servant, that all these measures will basically continue throughout the year, including for the hardest hit industries like the hotels and restaurants with certain specific taxes that they pay. We'll try to postpone them until they're ready to kick it back into high gear. One very successful program that I'd love to mention, because I was involved in the supervisory board there, is with the Guarantee Fund. And we worked very well with banks there, with many financial institutions in Romania. We issued guarantees in excess of 20 billion lei last year. And this will continue this year. It has the approval of the Economic Commission. So we have, I think, over 28 billion lei planned for this year. And the feedback from the market has been quite strong. And entrepreneurs are very happy to be able to rely on guarantees from the state to access funding, obviously in partnership with the financial institutions. So we'll keep all these measures going. And obviously, as we start absorbing EU funds, especially through the National Resilience Plan, the famous PNRR, we're going to see a lot of that impact coming in through infrastructure works. Already the construction sector is doing very well in Romania. Last year, we were top of Europe. We were basically champions finally at something. So hopefully with this EU funding and obviously state funding too, we'll be able to keep it up. And my last question for you is it's about the risks. What risk can emerge in the current context, in the overall financial landscape? And mainly I'm interested in the risk, legal risk in the banking system. Well, look, we don't have the best track record. When I say we, I mean the public sector, the Romanian government, the Romanian parliament. Time and time again,
politicians have come in and they've vastly changed the regulatory framework from one day to the next. Even on the last day of the year, some fellow panelists will remember, because it hit them very hard, along with the energy sector. And what we've tried to do since last year is essentially right in these wrongs, deregulate whenever we could, and ensure a stability and predictability of the environment. I think really that's all we need. Romania is in an exceptional position. Very few people grasp it right now, I believe, but look around us, look in the region. We have probably the strongest democracy, the most credible for sure, with our American partners, with our European partners. We don't have the problems that, frankly, neighboring countries like Hungary and other countries in the region, like the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, and others do. It's a stable democracy, it's a strong system, and the commitment from the government, and you see it from the prime minister down, and it's reflected in the parliamentary setup as well, is for a very stable regulatory framework. And everything we do, we really debate it. Even in the finance committee, we've tackled very tough topics. We've always involved the private sector. This will continue to be our approach. And once again, I really value the contribution that Romania's private sector has brought to this economic track of recovery. And we really hope it's going to be a quick one. So hope we can partner in the future as well. I'd like to thank the diplomat again for what you guys do. And obviously, it's a huge pleasure to collaborate every time we have the opportunity. Thank you very much, Mr. Burduja. We will discuss in the next few minutes about the banking system. As you already know, the Romanian banking sector has fared the first year of the COVID-19 pandemic with several strong points. About these strong points and the challenges and risks in the banking system, I will discuss now with Mr. Vrhel. My first question is, what role played the banking system during the pandemic, and how did the banks go through 2020? Thank you. First of all, thank you, Diplomat, for giving me the opportunity to represent City on this panel. And thank you for doing this, because I think it's very important to connect the people and talk about the market. Now, before I go to your question, I think we have to recognize that what we went through was not a financial crisis, right? In 2008, we went through a financial crisis. This was a health crisis. And the banking system is different around the world. But when you talk about continental Europe and Romania, banks entered in a much better position than in 2008, let's say. And as a result of that, the banks are a lot more prepared to support the recovery, to support the economy, to support the clients. And I think that's what I see as one of the key roles of the bank. Now, specifically in Romania, the banks and City try to play a much wider role because there are things we need in the market in terms of financial inclusion, education, being part of the communities. And I think this was the core of the strategy, what we tried to do last year. Now, obviously, COVID hit us as society, as people, as entrepreneurs, as an organization. But we've tried to look at this period as a bridge from what was and what was inevitably coming. We don't see COVID as something which fundamentally changed the world. It accelerated the trends, and I'm sure we'll talk about them. It just accelerated trends which were here before. So I think what we believe remains important, and Mr. Burduja talked about it very well, I think it continues to remain important, and that's, if I take it from the very high level, it's the partnership between private and public sector, which I must say has fundamentally improved in the last year. It's the macroeconomical stability, which, you know, for Romania, it's something that central bank is, you know, heavily focused, and that's important. Then in terms of priority of the country, and that remains to be, to take benefit of everything that Mr. Burduja said, and, you know, become more competitive within Europe, because we see worldwide
a trend which is called insourcing. It's basically the opposite of outsourcing. And, you know, Citi is a global bank and we have multiple outsourcings around the world. And if there is one thing we learned during the pandemic is that you may need some critical processes, critical part of supply chain closer to your place. And this is opportunity for Romania. So we're seeing this period as a period which brings opportunity. You know, Winston Churchill said it, never waste a good crisis. But I think for Romania, it's important to work on strategic things like infrastructure, healthcare, education, to become competitive and focus on productivity. Because if you add that on top of what Mr. Burduja said, this country has a tremendous amount of opportunity. So I think what we try to do is really focus on our clients, on the society we live in and support. But like I said, we don't see this as a financial crisis, and that's important to recognize. This is a health crisis. And that's my last point, that we do believe that still this year, it's probably a combination of the two. The first half is still managing the health crisis in order to accelerate growth in the second half. And that's probably the two things we need to focus on as a business community, to continue to manage the health crisis so we are ready to capture the opportunities in the second half. Which are the main challenges for this year? Look, I think for us as an institution, obviously the health situation, protecting the employees, making sure that we remain a safe institution is one priority. We do see that the value of talent, you know, the value of human capital fundamentally increased during the COVID. So that's our second priority. The most important one, and I mentioned it, is really to serve our clients. And Citi is a small niche bank. So we have the luxury of talking to clients closely, dealing with their situation, supporting them either in their growth plans, because we have clients who have growth plans, but on the other side, supporting clients who go through difficult periods. So focus on clients. And obviously the fourth part is the digital transformation, where everybody is using the term. It's not so easy to digitize a 200-year-old global institution, but obviously it's one of the key priorities. And when it comes to Romania, we are an integral part of the society, and we have a great partnership with the stock exchange, with ministries, and with the central bank. So that's another important one, to be part of the system and responsibly help the Romanian economy to grow. Thank you very much. My next question is for Mr. Parder Cooper. How did the banking market start the year, and what are the expectations regarding the evolution during 2021? Yes, thank you. First of all, also thank you for having me and having First Bank in your panel. And I very much agree and echo what the previous speakers have commented and explained. I think 2021 has just started, but has really started on a very good footing. It was a health crisis, but obviously it was economic and financial consequences. And I really want to make the point, first of all, that Romania has done here very well. They're in many, many rankings in EU. They're not always, let's say, coming out at the top. But when it comes to dealing with the health crisis and mitigating the financial and economic consequences, Romania is really best in class, in the top three in Europe. The economy in 2020 decreased by 3.9%, which is a very, very good achievement if we compare it to many other economies. And don't forget, in Romania, we did not only have the pandemic, we also had the drought in the agriculture, which is also a significant contributor to the economy. So for 2021, clearly, of course, as already mentioned, we have the enduring effects that the government implemented, the state support programs, the liquidity by the central bank,
And of course, the recovery fund that is coming from EU, where Romania will benefit 6% of GDP, gross domestic product, 6% in a gift, and 6% in a soft loan. So that will hit the economy and will give an enormous boost. So the outlook for this year, and I also wanted to allude to what happened earlier this week when Standard & Poor's, the largest rating agency, put the outlook for Romania from negative to stable. And that is that was not expected. The market expected this to happen maybe at the end of this year, but it is already happening at the beginning. And that is a very, very, very strong signal for international support and also from investors for Romania to keep financing costs low. So the year started on a good footing. Economic outlook is the growth perspective are around 5 to 6% for 2021. And that is really, as I mentioned, in the top three in Europe. And what we see in First Bank is that the first quarter has really started off well. Very solid, very robust. We see that businesses and people are regaining confidence. And this is what is required. The moment that people feel that the end of this pandemic nightmare, if I can put it like that, that the end of the tunnel can be seen, then confidence comes back. And then people will start to invest, to buy, to spend. I believe that a lot of money has been held aside. People have really saved, and companies have also, let's say, postponed investment plans where they could. And I believe that with this confidence coming back, indeed around mid-year, with the vaccination rates significantly increasing, we should see a strong economic boost. And as I said, lending volumes so far in the banking sector are looking very, very promising. Where do you see potential of growth in the banking market? As you already know, the financial intermediation went up to 26.8 last year. Yes, so what we actually see is that people have, so the amount of, let's say, savings into the banking system has significantly increased. So that money is there to be deployed, to be spent, and to be given to businesses and consumers for loans. So I think one of the side effects of the pandemic could actually be that indeed the financial intermediation, which is low, here is the ranking where Romania is unfortunately very, very low in the European ranking, could actually go up. I will come back to Mr. Vrhel. How do you estimate the evolution of the lending segment in 2021? As I said, the banks came to the situation prepared. So I think most of the banks in Romania have capital to deploy and are ready to deploy the capital. And of course, different industries were hit differently, but I agree that probably companies held on investments, and they now see the opportunities to invest. So I do expect the investment activity, where lending is integral part of it, to accelerate. And we're prepared to support our clients. Obviously, large clients of us are multinationals, and there has always been a question, is Romania, do they finance themselves through the banking sector, or do they finance themselves from the parent companies? And that's where we also see an opportunity, so that the local companies, global multinationals, can use more funding locally than rely on the parents. So we are cautiously optimistic about the second half, and it will depend on the management of the health situation. And I cannot stress the vaccination
It's everybody's individual choice, but I took my first shot 2 weeks ago and I'm looking forward for the next one next week. So thank you for Romania for vaccinating me. But going back to your question, the banks are prepared. I think honestly, the challenge is not the bank's lack of capital. I think the challenge might be, is there enough investment opportunities where A, the companies would be willing and ready to invest? That I see as a bigger challenge than the access of accessibility of the capital. Is there a paradigm shift in banking, Mr. Pardekupa? Could you please repeat the question? I asked you if there is a paradigm shift in banking. A shift? Yes. So what we have seen, what banks have seen, is obviously, and it has already been touched upon, is this topic of digitalization. So we at First Bank, our vision is to be digital with a human touch. And this was not something because of the pandemic. This was already long before the pandemic. And what we have seen because of the pandemic, indeed, that clients, both businesses as well as consumers, have sort of accelerated the acceptance of technology to do banking services. Let's not forget, banking is an essential service. It was always mentioned that groceries and healthcare pharmacies should remain open. But do not forget that banking is in fact also an essential service for the economy. Without banks, without payment systems in place, there would not be much to do in pharmacies or supermarkets. So people kept on, of course, transacting with banks, but certainly at the beginning of the pandemic, the first phase, the second phase, there was of course a reluctance to go out to bank branches and to do transactions there. So people were looking for alternative means. Well, these alternative means we had already in place, obviously through our mobile and internet banking app, but also we have quite an advanced video advisory product where people can make live transactions, open accounts, and do business with banks with one of our sales representatives, and we have seen around 10 times more transactions and consults through this video advisory channel. So, and this will not decrease again after the pandemic. People have got used to this new way of dealing with banks, and that I would certainly call a shift. Thank you very much. Now I'll switch to Romanian. Într-adevăr, antevorbitorii noștri au menționat atul pe care l-a avut sistemul bancar în toată această perioadă de susținere a mediului de afaceri, atât prin absorbția problemelor de lichiditate pe care le-au întâmpinat clienții, un grad foarte ridicat de solvabilitate de 23% la finele anului trecut. Pentru anul acesta, așteptările sunt unele foarte pozitive de creșterea creditării și de susținere în continuare a clienților, populația, companiile și statul. Așteptările sunt unele favorabile pe ansamblu. Mergem acum la domnul Ovidiu Petru, pentru că trebuie să vedem și în piața non-bancară care sunt principalele provocări ale cadrului de reglementare și a celui legislativ la nivelul anului în curs. Bună ziua tuturor! Mulțumim pentru invitație, ne bucurăm să fim aici. Ca să încep cu principalele provocări referitoare la cadrul de reglementare, există foarte multe proiecte aflate în lucru la nivelul autorității, însă să mă refer mai mult astăzi la zona fintech și mai ales la un subiect de mare actualitate, respectiv criptoactivele. După cum bine știți, sectorul criptoactivelor crește destul de rapid și acest lucru vine la pachet și cu o serie de riscuri care trebuie luate în considerare. Pe parcursul ultimelor luni s-a putut observa o creștere accelerată a piețelor pentru criptoactive,
Se estimează că la nivel mondial sunt lansate peste 9000 de proiecte cripto, peste 300 de exchange-uri unde se tranzacționează, iar capitalizarea de piață totală a acestora este de aproximativ 2000 de miliarde de dolari. Având în vedere aceste evoluții, unele țări au acționat deja și au început să reglementeze părți ale acestei piețe. Comisia Europeană a făcut un pas înainte și a publicat în septembrie 2020 trei regulamente. Regulamentul privind MiCA, Markets in Crypto Assets, regulamentul DORA și regulamentul DLT privind registrele de distribuție blockchain. Am să mă refer puțin la regulamentul MiCA, care se va aplica persoanelor implicate în emiterea de criptoactive, precum și serviciilor legate de furnizarea de criptoactive în Uniunea Europeană, care nu sunt reglementate de alte legislații europene. Scopul reglementării este acela de a aborda unele riscuri care pot fi asociate cu criptoactivele. Proiectul acestui regulament stabilește un set de reguli privind transparența și cerințele de publicitate necesare pentru emiterea, admiterea la tranzacționarea criptoactivelor, autorizarea și supravegherea serviciilor de servicii pentru criptoactive, emitenții de criptoactive, organizarea și implementarea sistemului de guvernanță a tokenurilor și așa mai departe. Dacă aceste trei regulamente sunt în faza de proiect, există însă un regulament aprobat de Comisia Europeană și mă refer aici la regulamentul de crowdfunding, publicat anul trecut în noiembrie și care se va aplica direct la nivelul statelor membre, începând cu acest an, din data de 10 noiembrie. Acesta face referire, cum spuneam, la furnizorii europeni de finanțare participativă pentru afaceri și este prima inițiativă legislativă de a reglementa la nivel european aceste activități. Scopul acestui regulament a fost acela de a oferi o alternativă de finanțare IMM-urilor, având în vedere că lipsa accesului la finanțare a acestor companii reprezintă o problemă chiar și în unele state membre unde accesul la finanțarea bancară a rămas stabil pe parcursul crizei financiare. Iar la nivelul ASF a fost elaborat un proiect de lege de punere în aplicare a acestui regulament. Proiectul de lege se află acum la Ministerul de Finanțe și urmează să parcurgă ciclul de avizare interministerială și ca și deadline, el ar trebui să intre în vigoare până pe data de 10 noiembrie 2021, fiind o noutate legislativă absolută pentru piața românească, având în vedere faptul că până la momentul de față, la nivel național, nu există un act normativ care să reglementeze această activitate. Tot în zona de reglementare și în zona de proiecte din piața de capital este și proiectul contrapărții centrale. Îl salut și pe domnul președinte al Bursei de Valori București și astfel, întrucât lucrăm îndeaproape cu Bursa de Valori pentru realizarea acestei infrastructuri. Printr-o decizie a președintelui Autorității de Supraveghere Financiară avem constituit un grup de lucru intern care are obiectiv principal sprijinirea autorizării CCP-ului și parcurgerea planului de autorizare al contrapărții centrale. Ca și deadline-uri aici, am să vă zic doar două, la data de 1 octombrie 2021 este prevăzută depunerea dosarului de autorizare al CCP-ului la ASF de către CCP.ro și termenul de startup operațional este undeva în luna iunie 2022. Cam atât aș vrea să ating pe partea de provocări legislative, întrucât lista este una foarte lungă, inclusiv de update-uri de regulamente, de implementare de directive, de consultări cu piața pentru perfecționarea legislației și așa mai departe. Deci pe zona de reglementări, dacă ar fi să le menționăm pe cele mai importante schimbări apărute în ultimul an, ar fi câteva? Pe zona de reglementare, aș zice că în zona fondurilor este un interes foarte mare, inclusiv în o mai mare ușurință de intrare a fondurilor pe piețe și cu
Cum v-am spus, pe zona de reglementare va fi o vom avea o nu neapărat o mare discuție, dar vom avea foarte multe proiecte legislative, inclusiv legate de CCP și lansarea pieței de derivate. În termen de riscuri, ce riscuri pot să apară în contextul actual la nivelul întregii piețe financiare sau cel puțin pe zona pieței financiare nebancare? Da, deci dacă ne referim acum la criza sanitară determinată de apariția virusului SARS-CoV-2, care a favorizat manifestarea unui nivel ridicat de incertitudine și de volatilitate pe piețele financiare, determinând schimbări structurale, am să mă refer la riscul macroeconomic și riscul de piață, care din punctul nostru de vedere se mențin ridicate. Incertitudinea rămâne un factor cheie la nivel global pe fondul interconexiunii piețelor financiare și a vitezei de transmitere a unor potențiale șocuri. De asemenea, observăm că persistă și riscul de scădere a profitabilității, întrucât există posibilitatea deteriorării rezultatelor obținute de către companii ca urmare a riscurilor de întrerupere a unor lanțuri de aprovizionare sau de distribuție, a scăderii cifrei de afaceri pe fondul restricțiilor. Nu sunt de neglijat nici riscurile de credit sau de solvabilitate, a căror concretizare ar putea fi o consecință a materializării vulnerabilităților amintite anterior. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Petru. Mergem mai departe la domnul Radu Hanga. How did Bucharest Stock Exchange go through the first year of the pandemic? And how did the capital market start in 2021? Well, thank you very much for inviting us to this event. For us, I have to say that it was quite a good year. Last year, we went through the shock of the pandemic the first year, namely March, till at the beginning of the year, when we saw the market going down by around, 30 to 40%. But if we look at the year at the whole, at the end of the year, we recovered most of the losses recorded in the first part of the impact of the pandemic. So we had a good period with liquidity. If we look at the liquidity, we had an extraordinary year. It was a historical high in terms of daily turnover at the Bucharest Stock Exchange. We saw a record increase in number of investors during the year. We saw no negative impact in March, April. We saw exactly the opposite. We saw investors, we saw people rushing to the market, opening accounts, taking positions, taking advantage of the low prices. And they were right, because if we look at, again, at the whole year, the market recovered most of the losses. If we look at the current figures, we have a 14% growth since the beginning of the year. And if we look at the last 12 months, we have a growth of around 40%. So overall, things looking in a good direction in terms of liquidity. We saw also an increasing interest from the companies for financing through the capital market. And I would go to something Mr. Verhel said previously, that banks have accumulated in the last year significant amounts of money, and this is visible. If you look at the statistics coming from the central bank, we see that the deposits, retail deposits in banks, have grown by 10 to 15% yearly in the last 6-7 years. I think now we are above 260 billion lei deposits in banks, and the loans to deposits ratio is at a historical low. I would say what's happening now in the capital market, it's a prerequisite of the growth for the banking sector, because
The banks, of course, are looking to lend. They are looking for solvable clients. And solvable clients means clients which have access to capital. In order to be eligible to take a loan, you have to have first your own capital. That's where Bucharest Stock Exchange and the banking sector, it's working very well together, as we are offering local companies access to the required capital, which make them eligible for bank lending. And what we see in the last 2 years, looking from the beginning of 2019, 47 rounds of debt financing, totaling 2.4 billion euros. We saw 10 companies accessing IRO market with a market cap of close to 200 million euros. What is even more interesting is that out of that 10 listings, 6 happened in the first 3 months of this year. So we see an accelerating trend. If you look at the bond issues and the equity issues, since the beginning of the year, we had 15 rounds of financing and other 3 issues coming from the state treasury bills, which were listed on the Bucharest Stock Exchange. We announced at the beginning of the year that we expect at least 20 listings for this year. We are now just 4 months in the year and we are close to that target. And we see that the pipeline is building and we see more and more companies looking and expressing their interest and working in different stages to access the capital market. At the level of the capital market, there is the strategic objective of obtaining the full emerging market status. Which are the steps we need to take to achieve this goal and how long can we achieve this status? It will be about 2-3 years probably. We will need to keep increasing the liquidity at the market level, and this how Ovidiu Petru mentioned from ASFE, we are working for the central counterparty as the launch of the derivatives market. It's going to help the market in terms of liquidity. A part of that, we need more issuers coming to the stock exchange. We see now a lot of small companies accessing the alternative market, the IRO market. We also need 2-3 big names coming to the market. And we are, of course, in contact with the most significant companies here in Romania in order to consider listing the Bucharest Stock Exchange. We have the discussion with the state regarding the listing of the state-owned companies, including Hidroelectrica. Looking at the currently listed companies, we are improving the market conditions. We are working with brokers as market makers in order to increase the liquidity for the companies which are already listed. And we do see things improving from this perspective. So it is work in progress, and we look forward for FTSE and for MSCI to improve our status as a market. Other measures that could increase the investors' interest in the Romanian capital market? Of course, we are looking to companies and promoting the market as a tool for financing growth. And this we see this happening. A part of this, we are working with the Financial Supervisory Authority and the Ministry of Finance in order to build a strategy for the development of the capital market in order to have a longer term path for developing the ecosystem. We are discussing with the Ministry of Finance together with the Financial Supervisory Authority in order to simplify the access of the retail clients to the market, because that's the most important thing, to make the best connection between the companies which are requiring capital with the available capital here in the local market. In order to have retail clients in the market, it's very important these clients to have access to information about the companies which are listed. And for this, we just launched a platform yesterday. It happened
we are financing, we as Bucharest Stock Exchange, we are financing the brokerage houses in order to better cover with research the listed companies, because if you are a retail investor and if you are looking to invest in the market, of course, you need information, you need quality information about the companies you are investing in. So we are working together with the brokers, and the brokers are delivering in the market research reports regarding the listed companies which are available on a platform which is managed by the Bucharest Stock Exchange. We are pushing forward with the market making programs for issuers. Central counterparty project, it's one again one of our main priorities for the next 2 years. I come back now to the banking systems. My question is, which are the main risks tackled by the cybersecurity measures on short term? Mr. Pardon Cooper, please. Could you please repeat the question again? So, which are the main risks tackled by cybersecurity measures? So I think cybersecurity is indeed it's a very valid and important topic. I think what is important there, of course, is that banks have good risk management and controls in place here. But what is equally important is that also people who use banking services. But also when it comes to doing transactions digital through buying on the internet in shops, etc., is that people become aware of the risks themselves. There are lots of attacks, not just at the attacks, the security attacks are not necessarily only at banks, but are at the level of businesses, companies, and are at the level of consumers through all kinds of techniques that people use. Let's say the digital, the internet and mobile banking, and think that they are actually doing an authentic transaction, but in the background. It appears that is not the case, and this is a type of crime that is very difficult to to prosecute, because people can do it from everywhere. You don't have to be physically in a country to in order to attack websites of companies of clients of people of banks. And I think lately, of course, because this is relatively new, and I'm talking now, last five plus years, we see that it is really catching up between, let's call it straight away the criminals and the consumers and businesses and banks. So I think this trend will increase. So there will be increased awareness, and businesses and banks will continue to invest in this. But clearly, it is a type of crime that is there to stay, because the society will further digitalize and automate anyway. Thank you very much. 10 minutes until the end of the panel. I'll ask Mr. Vrhel a short conclusion for 2 minutes. What's next for Citibank, for the banking system in the near future? The same question will be for all of you. Thank you. Okay, if I may just add 30 seconds of Mr. Hanga said, because I think it's important. So, and I'll stick to 2 minutes. I think Bucharest Stock Exchange has done extremely well to prepare the infrastructure, to prepare the legal framework together with the regulators, and really has prepared the playground for an expansion. And I think there are two important things we can help as a society. And that's one, what we see working abroad is the state supporting the issuance of the public owned companies, because that will bring the supply
And second, and we've seen it in Asia, to incorporate the retail access to the capital markets as part of the pension reform. And those are two strategic things which can help, because I think the Bucharest Stock Exchange has done extremely well to get us ready for the future growth. Now, to your question, I think we are ready for a post-pandemic world, which is a lot more connected, a lot more digital, where focus on client and client experience and serving our clients is the key. And we believe client experience and managing the talent and data is probably the way forward. And we look forward partnering for fintechs and be part of a growth in the future. Mr. Hanga. I would take the ball from Ivan. Thank you very much. We are looking at the pension reform, and I'm pretty sure that it will be included in the capital market strategy, because it's about incentivizing somehow the long-term investment from the retail investors. And this is also a strong signal which might be coming from the state, that it is encouraging the investments in local companies. Bond issuance, we see that happening, because what we are seeing in the last years is that they are running the show. Most of the companies which are making their first step towards the market are through bond issues. So I think that for us, looking forward, the strategy for the development of the capital market, which we are building together with the Financial Supervisory Authority and the Ministry of Finance, it's a key element for building the future for the capital market and for the local companies. Domnul Ovidiu Petru. Da, aș fi vrut să menționez și de proiectele de educație financiară, dar... Vă rog să o faceți. O să o menționez acum la sfârșit. Autoritatea, prin Direcția de Educație Financiară, cât și prin Institutul de Studii Financiare, are o activitate foarte intensă pe partea de educație. Din păcate, România este pe ultimele locuri, atât pe partea de educație financiară, cât și pe partea de incluziune financiară, și astfel, alături de proiectele noastre legislative, proiectele noastre comune cu piața, proiectele noastre pe reglementările europene, acordăm o atenție sporită zonei de educație financiară. Să vă dau câteva cifre. În ultimii 5 ani au participat la cursurile de educație financiară peste 160.000 de elevi, peste 13.000 de studenți, peste 3.000 de profesori. În ultimii 2 ani, într-un program nou lansat de wellness financiar, am avut peste 6.000 de angajați ai multor companii care oferă aceste cursuri de educație financiară către angajați. De asemenea, pe măsură ce piața se dezvoltă, pe măsură ce apar infrastructuri noi, pe măsură ce apar piețe, produse noi, directive europene și reglementări europene, autoritatea va implementa, evident, toate aceste cerințe pentru a fi în pas cu piețele și cu cerințele pieței românești, cât și pieței europene. Și în termen de concluzii? În termen de concluzii, ce să vă zic? Suntem un partener al celor din piață, atât prin grupurile de lucru pe care le organizăm, inclusiv pe zone pe care urmează să le reglementăm. Încurajăm dialogul și mai ales încurajăm întâlnirile. Și apropo de aceste întâlniri, în ultima perioadă, în acest context pandemic, deși unii au întâlniri mai puține în această perioadă, la autoritate pot să vă spun că sunt grupuri de lucru foarte active cu piața și întâlniri care se desfășoară, sunt întâlniri și 2-3 întâlniri pe zi, inclusiv solicitări de întâlniri care au loc chiar în aceeași zi. Deci avem o reacție foarte rapidă în ultima perioadă, zic eu. Mulțumesc, Mr. Partecuper, please. What's next for First Bank, for the banking system?
on short term and medium term? Well, for First Bank, it's really simple. We at First Bank, we want to help and support people and businesses achieving their goals by offering efficient and convenient and simple products and banking service. And that's really what we're doing all day long, and we'll continue to do. So and with regards to the banking system, the economy, and the external environment and outlook, I simply would like to phrase it that I'm very optimistic that we have the worst really behind us, and that 2020-2021. Is really going to be a very nice year. Thank you very much. As you mentioned, Romania ranks last in European Union in terms of financial education. The level is 22%. Romania also ranks last in the European Union in terms of financial intermediation, with 26.8%. It increased last year, but is smaller than the level from 2010, when the financial intermediation was about 40%. And also in terms of the ranks last in terms of second after in terms of wealth being, let's say, like that. I hope all the measures that the government and the authorities will take will sustain growth in financial intermediation, in financial education. And like așa cum a menționat și domnul Ovidiu Petru, sunt demersul la nivelul comunității financiare, atât din partea autorităților cât și a mediului privat, pentru creșterea educației financiare. Avem în lucru o strategie la nivel național cu privire la acest lucru, care sperăm că va putea fi pusă în dezbatere publică în cursul acestui an. Din cadrul grupului de lucru face parte Autoritatea de Supraveghere Financiară, Banca Națională a României, Asociația Română a Băncilor, Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației. Do you have something else to add to this first panel? If you don't, I would like to thank you very much for your presence and for your time. And I will ask our colleagues from the second panel to be next to us. We will start very, very soon. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, everybody. Have a good day. Good day. Imediat ce ni se vor alătura colegii din panelul 2, vom da startul acestuia. În panelul 2 îi vom avea alături de noi reprezentanții din zona bancară, zona instituțiilor publice, zona fintech-urilor și nu numai. Vom începe în câteva două minute aproximativ. Așteptăm să vă alăturați. După cum ați văzut, percepția în primul panel este una pozitivă cu privire la creșterea economică pe acest an. Anul trecut am avut o contracție a economiei undeva la 3,9%. Pentru anul acesta, așteptările sunt undeva între 3-4%, dar sunt și la 100% creștere, dar sunt așteptări mai favorabile dacă este să ne gândim la ultima estimare a Fondului Monetar Internațional, undeva la 6% creștere economică. Rămâne să vedem care sunt și efectele crizei de sănătate, așa cum notau și antevorbitorii dumneavoastră, asupra economiei. Cu siguranță că sunt câteva segmente care continuă să fie afectate pe toată această perioadă, dar semnalele venite din zona pieței financiare sunt pozitive. Mai așteptăm să ni se alăture domnul Toderici. Și
După aceea putem să demarăm și sesiunea a doua a panelului. O să fac, cu permisiunea dumneavoastră, prezentarea speakerilor din panelul 2. Vom avea alături și avem în momentul de față alături pe domnul Marian Ignat, Executive Director Head of Retail Distribution BCR. Domnul Marian Siminică este executive director la ISF, poate am făcut o promovare fără să știu. Domnul Andrei Găman, commercial vice president Banking Europe Fintech OS. Doamna Iulia Maliokis, senior manager banking expert Horvat Partners. Domnul Liviu Drăgan, CEO Druid. Și așteptăm să ni se alăture domnul Leontin Todărici, deputy CEO Banca Transilvania, și domnul Adrian Dumitriu, CFO King Complex, imediat ce se vor alătura și dumnealor vom putea să demarăm în număr complet. Până atunci demarăm într-un număr în care suntem prezenți la momentul acesta și voi începe cu domnul Marian Ignat, ca să fac trecerea mai ușoară de la zona de first la prim panel la al doilea panel. Îl salutăm pe domnul Adrian Dumitriu, care ni s-a alăturat. Bună ziua, bine ați venit! Domnul Ignat, este clar că sistemul bancar a trecut printr-o digitalizare forțată, îi putem spune asta, odată cu venirea pandemiei. Cât de pregătit a fost sistemul bancar de trecerea la acest nivel de digitalizare care este acum? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Eu n-aș zice că a fost digitalizare forțată. Mi-aduc aminte că în cadrul unui eveniment organizat tot de diplomat în 2017, eram cu domnul Oprescu într-un panel și spuneam că eu visez ca în 2020 să pot să-mi deschid cont la o bancă online, să pot să-mi iau un credit online, și toată lumea se întreba și chiar și eu mă întrebam în timp ce vorbeam așa, vorbea gura fără mine, cum se spune la noi, băi, oare o fi posibil așa ceva în România în 2020? E bine, în 2020, chiar mai devreme de 2020, când am lansat platforma George, și nu numai noi la BCR, cât și celelalte instituții, avem produse care se vând online, avem deschidere de relație cu un client 100% digital. Eu zic că ne-a găsit, ca și sistem bancar, criza aceasta pe care nu aștepta nimeni, ne-a găsit într-o poziție foarte, foarte bună. Noi am început transformarea digitală undeva în 2015, deci lucrurile nu se fac peste noapte și nici nu aveau cum să se întâmple peste noapte, pentru că o transformare de genul ăsta nu ține numai de sisteme, pentru că sistemele sunt ușor de replicat, ușor de implementat, bine, nu chiar ușor de fiecare dată, dar hai să spunem că lucrurile se pot face și se poate urma un roadmap și se poate crea o echipă de proiect și se pot implementa. Ce este mai greu este să schimb mindset-ul oamenilor, atât din cadrul băncii și atât din cadrul organizației, cât și să schimb mindset-ul clienților. Iar lucrul ăsta se întâmplă în timp, se întâmplă cu răbdare, se întâmplă cu educație. Spuneam că am început transformarea digitală în 2015 fără să vorbim cu nimeni de la IT. În sensul în care transformarea digitală a presupus, ca și prim pas, crearea unei ligi de experți digitali în unitățile băncii. În așa fel încât să facem educație pentru ei, digitală în primul rând, și apoi să facem educație financiară și digitală pentru clienții băncii. Ce s-a întâmplat în momentul în care a venit criza? Am avut marele avantaj, nu neapărat că aveam platforme digitale care presupuneau relație cu clientul 100% digital. Mai mult decât atât, avantajul a fost că aveam laboratoare digitale și aveam mindset și metodologie creată, în așa fel încât să dezvoltăm foarte rapid, și vă dau un singur exemplu,
zona de amânărată care a venit imediat după ce a venit pandemia. În două săptămâni a fost un flux 100% digital și a fost disponibil clienților în două săptămâni cu testare cu tot. Ceea ce era poate departe de zona concretă cu 5 ani în urmă. Și lucrul ăsta ne-a ajutat. Ce s-a mai întâmplat în plus în pandemie a fost faptul că mulți clienți au înțeles care este valoarea unui canal digital. Pentru că dintr-o dată ne-am trezit peste noapte că era foarte complicat să ajungi la bancă. Deși noi am ținut și celelalte bănci mari au ținut unitățile deschise și a fost un efort pentru tot sistemul bancar și pentru tot ce înseamnă colegii din front office. Chiar dacă noi eram deschiși, nu puteai ajunge pentru că era lockdown. Era puțin mai complicat. Și atunci faptul că am avut la dispoziție o alternativă pentru clienți, eu cred că a contat foarte, foarte mult. Și ca să vă dau și să închei, ce a însemnat asta, pe lângă zona de clienți care a crescut fantastic de mult, numai în primul trimestru din acest an, am avut peste 100.000 de produse vândute, 100% digital, ceea ce înseamnă cardul de credit, credit de consum, deschideri de relații și așa mai departe. Ceea ce este un mare plus versus, dacă mă uit, nu știu, 5 ani în urmă. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, nu sunt nici eu de acord cu teoria digitalizare forțată, pentru că băncile erau deja pregătite. Pur și simplu au accelerat mult mai repede, au dus pedala până jos în toată această perioadă și am putut să servim clienții sistemului bancar și în toate industriile în care s-a putut realiza acest lucru, nu dar din perspectiva absorbției problemelor de lichiditate de care vorbeam mai devreme, că aproximativ 685.000 de solicitări au fost onorate de către bănci de suspendarea obligațiilor de plată la nivelul anului trecut, ci și pe segmentul acesta de oferire a produselor în regim digital, evident și în regim clasic, pentru că cred că există încă o doză de tradiționalism pentru anumiți clienți și va exista pentru o perioadă X de acum încolo. Ce am observat în perioada aceasta, conform unui studiu realizat de IRES, a crescut incluziunea financiară. Persoanele care dețin un cont. Măsurătoarea arată că undeva la 67% dintre români au un cont curent. Dacă ne uităm la cifrele din 2017 ale Băncii Mondiale, repet, 2017, acolo vedeam un grad de incluziune financiară de 58%. Desigur, așteptăm și noul Global Findex al Băncii Mondiale să vedem date mai actuale, dar iată că rezultatele sunt unele îmbucurătoare, mai ales după un an în care pandemia ne-a ținut pe unii dintre noi chiar captivi în anumite perioade. Care ar fi măsurile, domnule Ignat, ca să continui cu dumneavoastră, pe care le vedeți în continuare necesare pentru creșterea gradului de incluziune financiară în România? Este România în continuare, n-am menționat, dar o menționez acum, undeva pe ultimul loc în Uniunea Europeană din perspectiva asta al gradului de incluziune financiară. Eu aș spune să continuăm să facem ceea ce facem. Eu cred că suntem pe un drum bun, în sensul în care noi am investit destul de mult în zona de educație financiară prin programul Școala de Bani. Mai nou avem un program care se orientează către zona de companii și se numește Școala de Business. Noi ne-am asumat acest rol și îl ducem mai departe, pentru că este extrem de important. Cum v-am spus mai devreme, este important să facem și educație digitală în același timp cu educație financiară, pentru că lucrurile sunt deja mână în mână. Mă uitam că deja ce s-a mai întâmplat în pandemie, s-a întâmplat un lucru destul de important, care nu a fost foarte vizibil, dar îl simțim cu toții și fiecare dintre noi, în sensul în care dacă telefonul mobil îl foloseam în mare parte din timp pentru zona de social media sau pentru a citi presa sau pentru zona de entertainment, în pandemie deja telefonul mobil și ce se întâmplă în telefonul mobil a intrat într-o zonă mult mai concretă din viața noastră. Mult mai concretă, de la a comanda mâncare sau haine până la
a face banking mai intensiv sau chiar de a face telemedicină. Intrăm într-o altă eră și este foarte important să facem o educație corectă clienților, pentru că sunt riscuri asociate pe tot ce înseamnă zona de cyber security, înseamnă cum îți poți folosi sau cum îți poți gestiona banii într-un mediu digital și ce facem, sau pentru că nu este niciun secret, în momentul de față, dacă intri într-o unitate BCR și vrei să-ți iei un produs bancar, să spunem un produs de creditare, cel mai simplu, atunci consilierul stă de vorbă cu tine, îți explică despre ce este vorba, împreună alegeți produsul bancar de care ai nevoie, dar după aceea, efectiv, accesarea produsului se face în platforma George, în 100% digital, de pe telefonul clientului. În așa fel încât să bifăm două acțiuni. Pe de o parte, să avem discuția relevantă cu clientul vis-a-vis de produsul bancar și pe de altă parte să creăm și să facem educația digitală de care clientul are nevoie, pentru că în momentul în care clientul își instalează platforma digitală și discută cu advisorul vis-a-vis de modul în care își poate accesa produsul, discută în același timp și care sunt riscurile asociate, cum se poate proteja și care sunt alternativele atât din punct de vedere digital, cât și din punct de vedere produs bancar. Eu zic că trebuie să accelerăm educația financiară. Fiecare dintre noi trebuie să meargă în această direcție, atât în școli, și noi mergem destul de mult în școli. Acum ne-am mutat în zona online și facem destul de multe ateliere online, atât cu școlile cât și cu instituțiile, pe zona de educație financiară. Știu că același lucru fac și parte din competitorii noștri, ceea ce este lăudabil, și trebuie împreună să menținem acest ritm. Mulțumesc frumos! Rămâne în sfera de creștere a incluziunii financiare, dar nu înainte, că am văzut o mână ridicată, să vedem dacă e o mână ridicată care vrea să ne transmită un mesaj. Vă rog! Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație. O să vă rog să porniți microfonul. Nu este pornit acum? Acum se aude un pic mai bine. Probabil că era... Da. Ok. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Aș fi vrut să adaug ceva la cele menționate de Marian la prima întrebare și la cele la studiu menționat de Gabriela. Pentru că și noi avem rezultatele unui studiu realizat în 2020, este un indicator, FinoScore se numește. Probabil nu ați mai auzit de el, pentru că este prima oară când îl prezentăm oficial. Și acesta arată că băncile au investit foarte mult în digitalizare în anul 2020. Indicatorul face cumva măsurabilă și comparabilă competența digitală a băncilor. Se face referire la bănci din Europa și din America de Nord și din România. Și aceste toate canalele digitale ale băncilor sunt analizate independent și obiectiv dintr-o perspectivă externă, văd în spate o matrice de valoare cu multe dimensiuni și multe criterii. Și ce vreau să menționez aici este că mesajul principal care a ieșit din acest studiu este că România se ridică la standardele internaționale din perspectiva digitalizării și în top 10 internațional se află chiar și o bancă românească, Banca Transilvania. Conform indicatorului, punctele forte din punct de vedere digital ale băncii sunt online onboarding-ul, pe care îl menționa și Marian, programele de loialitate și vizibilitatea strategiei de inovații. La nivel național, s-a mai observat și că procesul de onboarding online, deci cel de care discutam, a atins un nivel maxim în 2020. Și este o prioritate pentru multe bănci, în special agravat de COVID-19. Prin urmare, vedem deschiderea completă a contului online și undeva la 60% din băncile analizate au această deschidere online, end-to-end, în comparație cu 25% în 2019. Deci vedem, de fapt, această investiție în...
Și în privința aplicațiilor mobile de digital banking s-a observat o îmbunătățire substanțială. În 2019, aproximativ jumătate din bănci ofereau aplicații mobile, iar un an mai târziu toate băncile au aceste aplicații mobile, ceea ce este bine pentru clienți. Deși vedem aceste investiții și vedem că băncile se străduiesc în zona de inovație digitală, credem că totuși mai există aici potențial de îmbunătățire, în special pe zona de transparență a tarifelor și de comunicare omnichannel. Asta vreau doar să menționez câteva puncte legate de studiu, sunt mult mai multe, evident, și ulterior vom avea și un articol publicat, va fi pe site-ul dumneavoastră, am înțeles, și dacă sunteți interesați, cu siguranță putem să discutăm, dar doar în context vreau să-l amintesc. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Revenim la zona de creștere a incluziunii financiare, pentru că ne interesează destul de mult. Sunt state care au un grad de incluziune de 100%. Salut prezența domnului Toderici și mă adresez dumnealui în cele ce urmează. Tot din perspectiva măsurilor, dar dacă ar fi să ne gândim la măsuri legislative care ar putea impulsiona creșterea acestui grad și alte tipuri de măsuri, care ar fi acesta? Vă rog. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și da, m-am alăturat un pic mai târziu că am avut o altă conferință. Ce pot să spun? Sunt multe lucruri de făcut pentru incluziune. În primul rând, e de făcut cărămida. Și pentru incluziune financiară trebuie să ne uităm și în jurul nostru. Și în jurul nostru sunt foarte multe fintech-uri care atacă piața. Fintech-urile ce oferă simplitate, accesibilitate și viteză. În România ne chinuim de câțiva ani am lansat Instant Payments în 2018. Era pe rol, în 2019 a fost lansarea efectivă, a trecut un an, anul ăsta am lansat Alias Pay. Dar încă nu toate băncile au aderat, pentru că ca banii să ajungă dintr-un punct în altul, e nevoie ca toate băncile din România să participe la sistem. E nefiresc, în curând o să ne conectăm la Instant Euro. Noi suntem un proiect și îl vom lansa în piața românească în curând. Și practic o să putem face transferuri în valută în orice colț a Europei, în 2 secunde, 5 secunde, și în România nu reușim pentru că încă băncile care au aderat sunt puține ca număr. Mulțumesc lui Marian pentru că Banca Comercială Română alături de noi, Banca Transilvania și cei care am lansat s-a alăturat, mai avem Libra, dar fără să avem core banking care formează până la urmă 80-90% din volume, o să fie complicat. Deci discutăm aici de basic. Discutăm că banii trebuie să ajungă dintr-un punct în altul în câteva secunde și e o comunitate. Nu ne sperie Revolut, ne sperie alte fintech-uri. Ce ne sperie e colaborarea dintre bănci și viteza cu care reușim să punem umărul cu toții ca să putem să creăm o piață concurențială, rapidă, simplă și accesibilă. Dacă tot discutăm de incluziune, trebuie să fim acolo. Pe partea de reglementare, sigur, să mă refer și la asta, e firesc. Partea de reglementare trebuie până la urmă să acomodeze cerințele EBA. Reglementare, legiferare, ca să nu... Legiferare, ducă, ca să ajungem... Să fim cât mai specifici. Da, partea de reglementare și legiferare trebuie până la urmă. Suntem țară a Uniunii Europene, până la urmă trebuie să punem în practică best practice în ceea ce privește cunoașterea clienților, în ceea ce privește prevenirea pentru diversele, să spunem, infracționalități care se finanțează pe undeva, și aici discutăm de binecunoscutele anti-money laundering. Dar pe lângă asta, cred că putem să ne uităm cum la nivel național putem ca lucrurile să se le facem mai simple, pentru că uneori sunt diverse, ca să spunem așa, cecul și biletul la ordin are o lege sunt guvernate de o lege foarte veche. Dematerializarea se întâmplă între bănci, dar între bancă și clienți încă acolo e o zonă gri.
Acolo instrumentele pot fi dematerializate direct de la client, să nu mai vină la bancă. Sunt foarte mulți clienți care lucrează în agricultură, nu trebuie să fac până la bancă un drum fizic, să aducă cecul fizic. Reglementarea din lege spune lucrul ăsta. Am dat un exemplu, doar ca exemplu în discuția de azi. Deci trebuie ca și partea de reglementare să ajungă în zilele noastre, trebuie să faciliteze până la urmă avantajele, pe lângă multiplele dezavantaje create de pandemie, avantajele generate de deschiderea de multiple canale. Deschiderea, până la urmă, găsirea de soluții și încet, încet, vedeți, dacă discutăm de multiplele platforme, o să dau un alt exemplu. În lume sunt 180 de miliarde de chipuri și sunt 7 miliarde și ceva de persoane. Deci tehnologia și Internet of Things a pătruns. Acum trebuie să vedem cum fiecare dintre actori, din jucătorii din piață, reușesc ca să țină pasul cu tehnologia, să vină cu cât mai multe platforme. Ele sunt commodities, nu mai e ceva wow. Adică că avem un mobile banking, că avem un internet banking, este de 10 ani, trebuie să avem cât mai un wallet de câțiva ani, dar trebuie să avem cât mai multe platforme și trebuie să ne gândim și la reziliență și trebuie să ne gândim și la continuitate. Până la urmă, marfii nu doarme, tehnologia e tehnologie, câteodată mai sunt hiccup-uri, ne uităm la marile companii care au issue-uri din când în când. Soluția e să ai alternativă, adică trebuie să ai mai multe platforme care sunt în pocket-ul clientului și dacă una din diverse motive nu funcționează de la cel vestit celea de 100% 24/7, să poată să acceseze foarte facil pe a doua. Să nu simtă din asta că e un stres, dacă am ceva și 5 minute pe an ceva nu funcționează. Trebuie să aibă confortul că tot timpul funcționează, există backup, există o soluție alternativă. Și aici, evident, ne uităm iar la zona de reglementare, cum ne putem muta în cloud, cum îl putem folosi as a service, ca și subiect în zona de reglementare, ce externalizare semnificativă, ce nu externalizare semnificativă, pentru că, sigur, la una e notificarea reglementatorului, la cealaltă e nevoie de autorizare reglementatorului. Avem o colaborare bună și pe zona asta, dar e evident că trebuie să fim maturi și să știm exact ce se întâmplă când ne-am mutat în cloud. E foarte simplu să fie as a service, de rar ne uităm la exemplele din ultimul an, cu data leaks-urile, cu vedem cyber attacks, pentru că best practice din cyber spune nu trebuie să pui ouăle în același coș. Până acum am mers pe centralizare, mutând toate, presupune, mutăm toate datele financiare în cloud. E un atac atunci, e un atac material. Până acum, multiplele atacuri din zona de cloud erau date cu caracter personal foarte valoroase, dar mai puțin materiale. Imediat ce mutăm banii, core banking-urile în cloud, trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să știm ce direcție, trebuie să știm dacă folosim tehnologii adecvate, ca și distribut ledger tehnologii, înseamnă că nu țin toate datele într-un singur nod, într-un singur data center, ci le mut, pun în mai multe. Cum, până la urmă, dacă unul are un leak sau un cyber attack, poate fi protejat? Folosim blockchain-ul ca să facem ca până la urmă accesibilitatea unei informații să fie nefolosibilă pentru că nu se pot utiliza toate informațiile, dar blockchain-ul e foarte lent. Discutăm de, dau un exemplu, la Banca Transilvania avem secunde în care se fac peste 300 de tranzacții. Vin doar jumate într-o secundă cu card. Am avut Black Friday și am avut 150 de tranzacții doar cu card în acea secundă. La nivel mondial, vă dați seama câte tranzacții se întâmplă, iar blockchain-ul reușește să fie o tehnologie care poate cu greu procesa câteva tranzacții pe secundă. Și atunci trebuie să ne uităm și la tehnologie. Să rezum, partea de reglementare e binevenită, cu speranța că reușim împreună, pentru că și reglementatorul trebuie să aibă participarea actorilor în piață, trebuie să fim colaborativi, ne întâlnim în ARP, ne întâlnim în diversele, să spunem, arii, împreună cu
Banca Centrală, după care trebuie să mergem la partea de legiferare și să propunem proiecte de lege prin care aducem nevoile și reglementarea și legiferarea la zi cu tehnologia. Până la urmă, cum am spus, tehnologia trebuie să fie ceva simplu, comod, dar foarte sigur, pentru că discutăm de bani. Este, din câte știu, o parte din elementele nuanțate de dumneavoastră, mă refer la cec și biletul la ordin, sunt în curs de digitalizare, deci așteptăm, sper eu, un orizont de timp destul de scurt să le vedem digitalizate. Aș merge către domnul Liviu Drăgan și aș vrea să văd care este perspectiva dumnealui vis-a-vis de provocările în accelerarea și în implementarea soluțiilor digitale în zona financiară. Și de ce nu la nivelul întregii economii, pentru că o digitalizare fracturată nu ne va ajuta niciodată. O digitalizare fracturată, o spun gândindu-mă că în zona administrației publice sunt mulți mai mulți pași de făcut față de ceea ce este necesar în segmente care sunt destul de avansate și care sunt prezente azi în discuție. Mulțumesc frumos și mă bucur că sunt în acest panel. Eu am fost un mare, am avut o pasiune extraordinară pentru nevoia de self-service și m-a obsedat acest lucru și cred că această obsesie și într-un fel pasiune ca să improv partea de self-service m-a îndreptat spre druid. Faptul că majoritatea clienților druid sunt din sectorul bancar, nu este că m-am dus eu atât, cât mai ales sectorul bancar a venit cu nevoia lor de a-și îmbunătăți self-service-ul prin intermediul platformelor de chatbot. Chatbotul este o minune și o spun cu tot subiectivismul de care sunt capabil, pentru că satisface o nevoie genetică a noastră a tuturor. Să aflăm lucruri, să rezolvăm lucruri prin întrebări și așteptând răspunsuri și nu făcând eforturi mari de navigare prin aplicații, prin a citi tot felul de documente. Platforma noastră de chatbot creează o apetență incredibilă. Aș vrea să vă spun, pentru că Leo a vorbit puțin înaintea mea, nu știu dacă știți, dar la Banca Transilvania sunt milioane de mesaje pe lună pe care chatbot-ii le comunică cu clienții. Milioane. Realizați ce câștig formidabil există, pentru că există într-un conversation history toată conversația între clienți și bancă pe diferite procese. Aș vrea să vă spun că în 2020 nu cred că există vreo bancă care a amânat ratele fără chatbot-ul Druid. Amânarea ratelor, care părea un proces destul de complicat, pentru că trebuia să rezolvi cu niște documente care trebuia să ceri și așa mai departe, a fost rezolvat extrem de rapid, pentru că noi a trebuit, conform valabilității legii, să implementăm cât mai repede, cu un efect formidabil. Sigur că acest lucru schimbă total paradigma și procesul de digitalizare este mai rapid, pentru că efortul de implementare cu ajutorul unei platforme de chatbot se rezolvă foarte mult. Sigur că noi am mai făcut un pas care era necesar. Grație unui parteneriat care ne onorează și ne-a ajutat enorm, și anume parteneriatul cu UiPath. UiPath, care promovează ca tehnologie doar pe noi în toată lumea asta, ne integrăm cu roboții RPA, astfel încât pe lângă faptul că noi putem să rezolvăm o grămadă de probleme de creditare, de lead capturing, de amânare de date, de actualizare date, prin integrarea eventuală cu roboții RPA, rezolvăm o grămadă de task-uri care sunt de natură bancară. Gândiți-vă la un proces de onboarding. Un proces de onboarding are întâi o fază de identificare, prin întrebări și răspunsuri, prin video, prin fotografii, depinde dacă e client sau nu client, și apoi prin predarea unor documente. Să zicem că ești o persoană juridică și predai documente, o balanță și un bilanț.
care sunt ocerizate și conform regulii băncii respectiv, ți se dă pe loc un răspuns de tipul verde, roșu sau galben. Acest gen de răspuns pe loc, practic, conform, sigur, regulilor băncii de asta, îl determină pe potențialul client juridic să spune, dă-mi, aș vrea la banca asta pentru că deja mi-a dat verde sau mi-a dat galben și trebuie să rezolv anumite probleme. Și apoi, după ce lucrurile astea se rezolvă, în loc să avem o aplicație foarte complicată care integrează cu toate sistemele informatice ale băncii, noi punem câțiva roboței RPA la treabă și ei transferă toate datele fără nicio prezență de altă aplicație. Lucrul ăsta înseamnă un proces de digitalizare care revoluționează prin simplitate. Așa cum a spus și Leo, simplitatea este un must pentru ceea ce se întâmplă în acest moment. Eu cred că, așa cum spune și Gartner, că în 2022 90% din business se va face pe bază de chatbot, că este o șansă formidabilă. Menționez că la ora actuală avem și bănci în zone foarte diferite, în Portugalia, în Jamaica, în Malaezia, deci în zone foarte chiar și exotice, și majoritatea sunt use case-uri preluate din țărișoară. Deci, din acest punct de vedere, cred că această digitalizare bazată pe platformele de chatbot sunt extrem de interesante. Însă am să vă spun un lucru ca să contrazic pe mai multe lucruri pe care l-a spus și Marian de la BCR. Pandemia n-a făcut deloc ca să accelereze procesul de digitalizare. Nu. A accelerat probabil demandul, nevoia. Dar din cauza pandemiei, această nevoie s-a implementat ceva mai greu. Deci, a spune că overall pandemia a accelerat procesul. Pandemia, până la urmă, a fost o nenorocire și încă mai e ceva din ea și de care nu trebuie să vorbim că a făcut ceva bun, în afară de faptul că ne-a mai trezit că trebuie să fim puțin mai prudenți în viață. Deci eu cred că nevoile sectorului bancar existau. Ele au fost și sigur că într-un an normal, cum este anul 2020, au avut o evoluție pozitivă. Dar nu cred că lucrul ăsta s-a întâmplat datorită pandemiei. Datorită pandemiei. Mulțumesc. Încerc să ajung la fiecare vorbitor. Mă adresez acum domnului Andrei Găman. Cum vedeți că funcționează colaborarea dintre bănci și fintech-uri în momentul de față și care sunt perspectivele pe termen mediu? Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru invitație. Deseori fintech-OS ne duce cu gândul că noi suntem un fintech. Noi nu suntem un fintech. Dimpotrivă, noi suntem o companie de tehnologie care ne dorim să ajutăm băncile, cum este Banca Transilvania, cum este BCR, să se comporte și să funcționeze și să arate în fața clienților lor ca niște fintech-uri. Deci dacă e să înțelegem paradigma asta, cred că reușim și Iulia a zis-o mai devreme foarte bine, mai bine decât aș fi putut eu să o zic. Toate băncile din România acum au reușit să creeze procese de onboarding digital și de enrollment de cont curent digital și majoritatea și îndrăzni să spun că folosesc platforma fintech-OS și ne bucură lucrul ăsta și ne onorează. Acum, dacă ne uităm un pic la contextul regional în care noi funcționăm aici, că România face parte din Uniunea Europeană, alături de alte țări din Europa de Vest, cred că suntem în stadii diferite de dezvoltare. Pentru că dacă mă uit la Europa de Vest, lucrurile acolo sunt mult mai avansate din punct de vedere adopție de tehnologie în pașii următori, să spun așa. Presiunea pe care fintech-urile reale, Monzo, N26, Revolut, au pus-o a început în Europa de Vest și bariera de intrare a fost ridicată foarte rapid, iar băncile de acolo s-au aliniat. Să-mi deschid un cont curent la o bancă din Spania, că tot spunea Liviu mai devreme, sau Portugalia, e deja ceva normal, nu mai este ceva și e ceva care este alături de noi de ceva vreme acum. Ei se uită la a digitaliza procese mult mai complexe. Se uită la a digitaliza procese complexe pentru IMM-uri, pentru companii, atât în zona de enrollment și onboarding, dar inclusiv în zona de creditare. Se uită la a digitaliza procese complexe în zona de creditare pentru persoane fizice. Ipotecare. Cred că e o particularitate și un nivel de complexitate acolo care ține și de sistemele informatice și de o
efervescență întreagă în piața asta din Europa de Vest, de consolidare de sisteme, mergers and acquisitions care se întâmplă între jucători din piață, dar și spin-off-uri de companii digitale din băncile tradiționale. Platformele de tehnologie trebuie să susțină prin modularitate și simplitate, că revenim cu toții la simplitate, cum a spus și Leo mai devreme, trebuie să susțină aceste demersuri. Și pe de altă parte avem, să spunem, Europa Centrală, Europa de Est, cu țări care nu sunt în Uniunea Europeană, cum e Serbia, cum e Albania, și care au început acum, de anul trecut, să creeze contexte legislative care să permită digitalizarea și să permită recunoașterea la distanță. Lucruri de bază. Liviu spune că pot să fac un proces cu un chatbot de enrollment digital, câtă vreme legea îmi permite că atunci când primesc o fotografie să o pot juridic cumva înțelege și să o contextualizez și să pot să termin acest proces de recunoaștere. Și atunci vedem țări cum e Serbia, cum e Albania, care au accelerat procesul și acum au deschis larg porțile. Și urmează să luăm tehnologiile pe care foarte bine am reușit să le adoptăm împreună cu clienții noștri în România și să le ducem și în țările acestea. Deci cred că sunt două zone diferite pe care trebuie să le vedem din punct de vedere dezvoltare și cred că România este mai aproape de partea de vest. Deci cred că România deja trebuie să ne uităm la câteva lucruri. Trebuie să ne uităm la a fi lângă clienți, acolo în care ei își desfășoară tranzacțiile și activitățile. Tot conceptul ăsta de ecosistem sau de marketplace, fie că este creat de bancă, fie că banca participă într-un ecosistem extern, el trebuie să se întâmple, pentru că în esență un client nu caută să-și cumpere o ipotecă. El caută să-și cumpere o casă, caută să-și creeze o viață mai bună și atunci dacă banca este alături de el în momentele alea și nu printr-un proces care induce fricțiune, ci dimpotrivă, care îl ajută să ajungă mai repede la obiective, e mai important pentru el. Deci banca trebuie fie să fie parte într-un ecosistem, cumpăr online un produs și banca să poată să fie disponibilă acolo să-mi finanțeze acea achiziție, fie banca îmi creează un ecosistem de soluții și de produse și servicii adiționale conexe produsului financiar pe care mi-l vinde, ca să devină pentru mine un one-stop shop atunci când am nevoie să încep o tranzacție și să o pot finaliza alături de bancă, să nu mai am nevoie de altceva. Cred că personalizarea asta pe care băncile trebuie să o facă este esențială și atât în ce privește experiența de utilizare, deci UI, UX, dar și produse. Și ca produse și ca nivel de dobânzi, rate, să pot să mă duc personalizat către un client cu o propunere de produs financiar dedicat și personalizat pentru el. Și în ultimul rând, și cu asta o să închei, cred că e important pentru noi, companiile de tehnologie, să înțelegem că băncile au o infrastructură și o arhitectură software foarte complexă, în care s-au investit ani, în care s-au investit mulți bani și care trebuie să fie un enabler sau trebuie să fie folosite și reutilizate, iar datele care există în acele aplicații și sisteme, poate care acum sunt izolate și lucrează fiecare independent unul de celelalte, trebuie să convergă spre a putea oferi acea experiență personalizată clienților. Nu cred că mai suntem în situația în care să putem vreunii dintre noi să ne imaginăm procese de digitalizare forțată și dintr-o dată să înlocuim sisteme întregi din bănci. Nu cred. Platformele de tehnologie trebuie să poată să acomodeze existența și să lucreze într-un mod hibrid împreună cu sistemele existente ale băncilor și să maximizeze impactul pe care acestea le pot avea înspre personalizarea ofertei către client și experiența pe care clientul trebuie să o aibă la final. Mulțumesc. Da, mai sunt lucruri de făcut, dar sunt în continuare lucruri de făcut și în interacțiunea cu administrația publică. Insist pe chestiunea aceasta pentru că și noi, la rândul nostru, așteptăm niște facilitări. Mă duc aici cu gândul la semnătura electronică. Cât de mult ar schimba semnătura electronică zona aceasta de digitalizare? Cum ar fi dacă pentru actualizarea datelor personale la care suntem obligate ca instituții de credit să procedăm ca toți clienții să-și actualizeze periodic datele personale, s-ar face tot într-un sistem digital, mult mai chiar se face și acum în sistem digital în anumite situații, dar dacă s-ar face, nu știu, printr-o verificare într-o bază de date, evident,
evidenței populației. Adică ar fi foarte, foarte facil dacă s-ar întâmpla lucruri de genul acesta. Sunt multe, multe alte elemente, nu știu, poate ca și măsură de siguranță, dar și de digitalizare, verificarea autenticității documentelor de identitate. Sunt foarte multe proiecte, iată, care ar ajuta la soluționarea anumitor provocări care există în zona, în zona aceasta financiar-bancară. Merg mai departe și cu întrebarea ce ar putea să facă instituțiile din zona financiară să-și crească aceste fluxuri de, de venituri și performanță, având în vedere și constrângerile de care vorbeam mai devreme, doamna Paliotis. Da, pot decât să mă alătur la ceea ce au spus colegii mai devreme. Legat de, efectiv, de a crește fluxurile de venituri, noi ce am observat din discuțiile cu top management băncilor este că în 2020 au fost nevoiți să deprioritizeze investițiile în inovație. Și dacă ne uităm istoric înapoi, criza din 2008, din 2012, marile companii care au hotărât să investească în inovație au avut o creștere cu până la 20% mai mare decât celelalte companii. Deci, de aceea noi credem că este necesar, sunt necesare aceste investiții tocmai pentru a putea depăși această perioadă complicată și investițiile în inovație ar trebui să continue. Și în România, dar și în Europa în general, am observat că este mult potențial neutilizat și aici, pe lângă subiectul de inovație, am zis de Marian, de a avea o echipă internă digitală de inovație, de a avea o metodologie care e pusă la punct. Mă refer și la noi modele de generare venituri prin digital banking și prin ecosisteme digitale. Și aici, din ce am observat, digital banking-ul în România este foarte focusat pe managementul contului curent și mai puțin pe vânzarea de produse exclusiv online, ceea ce s-a îmbunătățit un pic în ultima perioadă, pentru că este văzut mai mult ca o pârghie pentru îmbunătățirea eficienței și nu neapărat pentru a crește veniturile. E și absența semnăturii electronice una din cauze? Da, poate fi și asta, sigur. Spre exemplu, în alte țări, acum poate mă duc un pic departe, o să spuneți, în China băncile au dezvoltat platforme de e-commerce. În Spania, BBVA, poate știți deja, este lider în vânzarea de smartphone-uri și în turism. În Germania, Commerzbank a dezvoltat un program, o aplicație pentru digital mortgage, exact ce aminteam mai devreme, Adrian, legat de calculul bugetului pentru un imobil, căutarea imobilului efectiv prin diferite platforme și inclusiv aplicația către un credit pentru a cumpăra acel imobil. Deci direcția de a oferi o experiență completă clientului în achiziționarea unui imobil și integrând aici mai multe aspecte, mai multe procese într-o singură aplicație și aici ar fi și locul unde s-ar putea vedea și colaborarea cu fintech-uri care au, să zic, servicii și produse nișate. Deci aici aș vedea potențialul cel mai mare în crearea de platforme și aplicații care să fie cât mai personalizate și să adreseze nevoile clientului dintr-o perspectivă 360 și nu doar pur bancară. Și nu vreau să spun că băncile ar trebui să-și modifice cu totul modelul de business, nu asta e intenția, ci că ar trebui să meargă foarte mult înspre a integra cât mai mult tot ceea ce înseamnă fintech și de a oferi clientului o experiență cât mai personalizată. Noi avem aici mai multe exemple pe care le-am făcut în spațiul german. Sunt Theo și Zack, sunt aplicațiile care se numesc un fel de lifestyle banking, îl numim,
platforme care reușesc să integreze mai multe produse și servicii pentru clientul final. Mulțumesc! Ne desprindem puțin de zona de preponderent banking, cu promisiunea că vom reveni în această zonă. Haideți să vorbim despre zona de educație financiară și mai nou, de ce nu, la ceea ce am auzit și de educație digitală. În momentul de față vreau să-i dau cuvântul domnului Siminică, care este director la Institutul de Studii Financiare, și să ne spună de rolul educației în, în creșterea economică, în definitiv. Pentru că nu putem avea un nivel sporit, un stat dezvoltat, fără un nivel crescut de educație financiară. Vă rog. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, subiecte interesante și mă bucur că antevorbitorii mei au adus în discuție rolul educației financiare. Educația financiară se dovedește a deveni un pilon esențial pentru menținerea încrederii populației în capacitățile sistemului financiar și implicit în asigurarea stabilității sistemului financiar. La nivelul Institutului de Studii Financiare am lansat tocmai în acest scop un amplu program de educație financiară, prin care vizăm grupuri de persoane cheie care au un potențial de multiplicare a efectului de informare. Mă refer aici la profesorii din licee, pentru care am inițiat un program de educație financiară, prin care profesorii care predau disciplina educație financiară în clasa 8-a vor beneficia de training gratuit din partea Institutului, în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. În același timp avem proiecte destinate noilor generații. Mă refer la elevi și studenți, prin care aducem din experiența din piață vorbitorii, în principal din zona pieței de capital, din asigurări, dar și din Autoritatea de Supraveghere Financiară, care împărtășesc din experiențele personale studenților și elevilor. De ce facem asta? Pentru că educația financiară, cum s-a mai și discutat aici, contribuie la înțelegerea mecanismelor care guvernează piețele financiare și în felul acesta conduce la creșterea gradului de încredere în sistemul financiar. Știrile alarmiste, nereale, pe fondul unei educații financiare precare pot să creeze panică în rândul consumatorilor și pot pune în pericol stabilitatea sistemelor financiare. În schimb, atunci când populația are un nivel de educație financiară ridicat, știrile alarmiste nu sunt luate în considerare, sunt analizate, filtrate, iar decizia este luată corect. Din păcate, studiile realizate la nivel global au pus în evidență un nivel scăzut al educației financiare. În anul 2020, OECD a publicat rezultatele unui astfel de sondaj în care au fost implicate 26 de state de pe 3 continente, printre care și România. Din păcate, concluzia studiului a fost aceea că educația financiară este redusă în toate economiile eșantioane. Și mai rău este că România a obținut un scor destul de scăzut, undeva la 53% din scorul acela basic, care ar asigura un nivel normal al educației financiare. Alte studii au arătat că sunt destul de mulți români care nu cunosc noțiuni financiare de bază. Un studiu realizat ceva mai de mult arăta că unul din 5 români înțeleg noțiunile financiare de bază, dobândă simplă, dobândă compusă, valoarea în timp a banilor. Ceea ce înseamnă că sunt foarte multe lucruri de făcut aici. Analizând rezultatele unor astfel de studii, s-a constatat o existență a unei legături extrem de puternice între educația financiară și dezvoltarea economică generală, evaluată prin PIB-ul pe locuitor. Astfel, dacă statele cu o educație financiară scăzută au și un PIB pe locuitor mai scăzut, dar legătura este, să spunem, neclară, incertă, mai slabă. Cu cât PIB-ul pe locuitor este mai ridicat, cu atât se constată existența unei legături din ce în ce mai puternice. România se află undeva în apropierea acelui punct de inflexiune, ceea ce înseamnă că dacă dorim să creștem în continuare și vrem o creștere economică semnificativă, este neapărat nevoie, este obligatoriu chiar, să ne îmbunătățim nivelul de educație financiară. Criza pandemică și de care s-a discutat aici a accelerat o serie de procese. Au fost situații în care bugetul personal pentru foarte multe familii au fost afectat de multe ori dramatic.
A fost însă și familii care s-au descurcat ceva mai bine. Poate că au avut ceva rezerve, poate că și-au gestionat mai bine economiile. Se pare că nivelul cunoștințelor financiare a reprezentat unul din principalii factori care au explicat diferențele. De ce o parte a populației a fost mai capabilă să facă față șocului, fiind mai rezilientă din punct de vedere financiar? Pentru că educație financiară se traduce prin decizii financiare mai bune, care conduc la creșterea gradului de reziliență financiară. În același timp însă am remarcat și mă bucur că a stat în centrul dezbaterii de astăzi intensificarea fenomenului digitalizării. Da, și eu sunt de acord că nu e o digitalizare forțată, ci este o digitalizare accelerată. Ei, mergând spre zona educației financiare, și educația financiară a fost digitalizată. La momentul actual, toate activitățile Institutului de Studii Financiare se desfășurăm în format digital, fie că e vorba de formare profesională, de certificare sau de evenimente de educație financiară. Sunt avantaje incontestabile pentru acest sistem. În primul rând, se elimină distanțele. Se accesează de la distanță centrele de formare, se fac contacte mai ușor între persoane aflate în locuri diferite. În același timp, conținutul livrat este mult îmbunătățit. Există posibilitatea, prin materialele prezentate, să accesez mai multe surse de informații alternativ sau chiar concomitent, să le prezint într-o formă grafică mult mai accesibilă, ceea ce le face mai ușor de înțeles din partea auditorului. Și mai mult, pot să fac și testare în sistem real a cunoștințelor acumulate. E adevărat că am constatat, în și cadrul didactic universitar, am constatat și niște limite ale sistemului digital de educație. Gradul de interacțiune este mai redus. Studenții, în general, sunt ceva mai rezervați în sistemul online de a interveni, de a pune întrebări. Pentru asta sunt provocările. Profesorul, lectorul, trebuie să găsească soluții pentru a adapta conținutul programelor livrate în format digital, în așa fel încât materialele diverse să fie reproiectate și să fie atractive pentru cursanți. Datorită acestor avantaje pe care le prezintă digitalizarea educației financiare, la nivelul Institutului de Studii Financiare am lansat proiecte despre care vă spuneam. Chiar astăzi de dimineață am fost la Universitatea din Galați, am fost virtual vorbind cu reprezentanți din companiile de asigurări și de piața de capital, care le-au vorbit studenților despre managementul carierei, oportunități de angajare în piața serviciilor financiare, nebancare. Feedback-ul a fost excelent. Acum, după amiază, colegii mei, cred că chiar în acest moment, au un seminar de genul acesta la Universitatea din Sibiu. Sunt niște avantaje. În sistem clasic nu puteam să ne extindem, să derulăm evenimente atât de multe. Probabil mai puține, poate că impactul a fost diferit, dar clar că prin digitalizare am putut targeta un grup țintă mult, mult extins și să multiplicăm efectele. În același timp, se discuta aici de utilizarea aplicațiilor și a platformelor digitale pentru a furniza servicii financiare consumatorilor. Este un lucru care evoluează, nu este irreversibil. Și în același timp este un instrument pentru a promova incluziunea financiară. Accesul îmbunătățit la serviciile financiare prin sistemele acestea digitale necesită însă și niveluri mai ridicate de educație financiară pentru a le utiliza eficient. În primul rând, consumatorii trebuie să le cunoască, să știe avantajele pe care le prezintă. Și cred că la fel de important este să știe cum să se protejeze împotriva eventualelor fraude digitale, pentru că e clar că în față de sistemul clasic lucrurile se schimbă. Cunoașterea și a riscurilor care sunt asociate unor astfel de sisteme reprezintă apanajul educației financiare digitale. Și aici, prin evenimente de educație financiară, atât la nivelul universităților, cât și a băncilor, a companiilor de asigurare sau din piața de capital, trebuie făcut cât mai mult ca informația să ajungă în mod clar la tot publicul interesant. Studii recente au arătat însă existența unor diferențe semnificative în ceea ce privește incluziunea financiară și educația financiară între rezidenții din mediul urban, de exemplu, și cei din mediul rural, între bărbați și femei, între întreprinderile mici și cele mari. S-a considerat că prin intermediul serviciilor digitale se vor reduce astfel de diferențe.
Însă, realitatea arată că acces la servicii financiare digitale, acces mai rapid, au cei cu studii superioare, cei cu venituri ridicate și cei cu un nivel mai ridicat de educație financiară. Asta înseamnă că trebuie ca în strategiile de educație financiară digitală să fie vizate, să fie targetate grupurile defavorizate de persoane și companii, ca să reducem astfel de decalaje, pentru a permite noilor sisteme să contribuie la o dezvoltare economică mai inclusivă. Tehnologia digitală are numeroase avantaje. Face ca serviciile financiare să fie fără granițe, ce permite oamenilor să acceseze cu ușurință produsele și serviciile financiare din diverse țări ale continentului. De asta și trebuie necesară o coordonare globală, atât în zona reglementării, cât și în zona îmbunătățirii educației financiare digitale a publicului. De aceea consider că digitalizarea produselor și serviciilor financiare necesită consolidarea educației financiare digitale și ele trebuie să devină o componentă importantă a agendei globale de elaborare a politicilor publice. Implicarea tuturor părților interesate, atât băncile, cât și companiile din piața financiară, universitățile, ONG-urile, și căutarea de mijloace inovatoare de colaborare pentru a furniza educație financiară digitală sunt căi de a rezolva aceste probleme. Însă, în același timp, nu trebuie să uităm nici de instruirea în format clasic, pentru că sunt grupuri defavorizate, dezavantajate, care nu au acces, fie că le lipsește un device, fie nu au acces la internet de bandă largă și nu pot accesa aceste modalități de educație financiară în format digital. Și acolo, bineînțeles, când condițiile pandemice vor permite, educația în format digital va trebui completată cu educația în sistem clasic. Pentru asta, implicarea universităților, a școlilor, a ONG-urilor, cred eu că ar reprezenta, să zicem, o obligație. Iar combinarea între modelul de educație financiară online și cea offline are un potențial mare de a elimina astfel de lacune. Vă mulțumesc, domnul Siminică. Profit și eu de ocazie să invit pe toți cei care sunt în panel și care ne ascultă în momentul de față să înregistreze pe platforma www.edu-fin.ro proiectele de educație financiară dezvoltate începând cu anul 2018. Această platformă a fost lansată undeva în luna martie. Inițiatorii sunt Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Română a Băncilor, Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației. Practic, prin înregistrarea tuturor programelor de educație financiară în această platformă, ne propunem să creăm o carte albă a proiectelor de educație financiară demarate începând cu anul 2018 încoace și vom vedea și proiectele viitoare. Mulțumim ISF-ului că a înregistrat foarte multe proiecte, asta arată activitate foarte intensă acolo. Suntem și noi în curs de înregistrare cu toate proiectele desfășurate și la nivelul comunității bancare și de bănci individuale, evident. Și toți cei care sunt doritori să-și promoveze, că la urma urmei vorbim de o promovare a proiectelor de educație financiară, din care cei care sunt direct targetați pot să beneficieze de sfaturi, atât vorbim de publicul preuniversitar, cât și de zona de adulți. Poate și într-o bună zi vom avea și un site destinat antreprenorilor, în care pot să învețe multe alte aspecte din zona aceasta de interferență. Mergem acum la domnul Adrian Dumitriu să vedem cum se vede această digitalizare din mediul extern, poate și în zona de Industry 4.0. Mulțumesc pentru invitație, extrem de interesantă dezbaterea de până acum. Da, am poziția clientului, ca să spun așa, până la urmă sunt directorul financiar al Chem Complex, suntem o companie industrială, una din puținele companii industriale cu un capital românesc, pentru că suntem o firmă românească, un mare exportator. Exportăm 80% din ceea ce producem și producem destul de mult pentru o firmă românească. Anul trecut am avut 230 de milioane de euro cifră de afaceri, din care 80% a fost export.
Din perspectiva clientului, eu cred că sunt extrem de multe de făcut. Spunea Liviu mai devreme că nu consideră experiența pandemiei ca acceleratoarea procesului de digitalizare, hai să spunem așa. Eu vă spun ceva din experiența mea personală, prin care să arăt că mai avem multe de făcut la nivelul țării. În perioada de pandemie mi s-a rupt cardul. Nu de tot, îl mai puteam folosi, nu mai funcționa contactless, trebuia să introduc în POS întotdeauna cardul ca să fac o plată. Și m-am gândit cu groază, vai, trebuie să mă duc la bancă, să-mi schimb cardul, mă ia durerea de cap, du-te cu mulțime de hârtii, procesul este foarte complicat. Și am avut inițiativa într-o duminică, după amiaza pe terasă, era toamnă, încă era frumos, să încep să caut pe net și mi-am deschis un cont la un fintech, nu-i dau numele, chiar am făcut două conturi și într-un proces de, nu știu, 10-15 minute, am avut un card funcțional în prima fază digital, după care am primit cardul fizic acasă în plic. Am rămas șocat. Și cardul a fost funcțional. De a doua zi am putut să fac plăți prin intermediul telefonului contactless. Cred că, și eu asta vorbesc din perspectiva unui client persoană fizică pentru bănci, cred că dacă sistemul bancar nu adoptă mai repede tehnologiile care să simplifice relația clientului persoană fizică în legătură cu banca, o să fie o problemă din ce în ce mai mare cu atragerea clienților. Pot vorbi și din perspectiva corporate. Sunt totuși client prin sistemul companie mare, normal, avem multe tranzacții. Am rămas șocat să văd că în România, astăzi, cu toată digitalizarea, ca să obțin un standby LC, care e până la urmă o simplă scrisoare de garanție cu cash colateral, am avut nevoie la o bancă mai mult de 2 săptămâni pentru a obține documentul. Mi se pare inadmisibil și cred că băncile trebuie să facă mult în direcția modernizării. Suntem o țară care avem multe de făcut. Dacă ne uităm, e un document public, Planul Național de Redresare, de Reziliență și Redresare. La un moment dat, când se discută de digitalizare, apare o mențiune care pe mine m-a întristat. Întotdeauna am crezut că România este o țară avansată din perspectiva know-how-ului pe IT. A apărut scris în acest raport că suntem, din perspectiva culturii digitale, cred că pe ultimul sau pe unul din ultimele locuri din Uniunea Europeană, 1 din 5 români n-a avut acces niciodată la internet, iar 1 din 3 români aproape, mai puțin de o treime din români, n-au competențe de bază digitale. Nu cred că putem să vorbim de educație financiară fără să discutăm de competențe digitale. Dacă nu ai competențe digitale, nu înțeleg cum mai putea să ai o educație financiară. Și cred că trebuie făcut destul de mult la nivelul societății în vederea creșterii educației, atât în domeniul digital, cât și în domeniul educației financiare. Am putut să fac și diferența între societăți. Sunt expert contabil în România și sunt Certified Management Accountant din CMA în Statele Unite. De ani de zile în Statele Unite, la orice certificare ai un număr de ore pe an de pregătire profesională. Așa este normal. De ani de zile în Statele Unite, toate sesiunile s-au derulat online cu extrem de multe posibilități. În România am văzut un pas important anul trecut, în urma pandemiei, și la nivelul cecarului s-a întâmplat o schimbare majoră și am avut posibilitatea realizării cursurilor online. Deci un pas înainte în ceea ce privește digitalizarea. Inclusiv pentru noi, o companie industrială tradițională, vorbim de chimie, până la urmă 90% din cei în jurul nostru are la bază chimie, o combinație de clor, hidrogen și carbon, și putem să desfacem cam tot ce avem în jur și o să vedem că identificăm măcar unul din elementele pe care le-am menționat. Noi facem pași în vederea digitalizării, ca o poveste așa istorică. Pe lângă economie, mie îmi place istoria. Primul
calculator folosit la nivel de business apare de fapt în Marea Britanie undeva în 1951, se chema Leo. Și a avut un impact major la un lanț de restaurante chainerii din Marea Britanie. A avut un impact major în, vorbesc de 1951. S-au calculat salariile pentru 30.000 de angajați. Prin procesare manuală, operațiunea dura 8 minute de angajat. Prin procesarea, utilizând acest computer incipient, vorbesc de anul 1951, dura o secundă și jumătate. Pentru 30.000 de oameni 8 minute, vorbesc echivalentul a 40.000 de ore om, care înseamnă 25 de persoane o lună de zile muncă. Deci digitalizarea a avut, în primul rând, a avut legătură cu partea de finance de la începutul primelor calculatoare incipiente, chiar dacă nu mai există mari legături între calculatorul de azi și calculatorul de acum 60 de ani. Și a avut un impact din perspectiva productivității muncii, că tot vorbim acum de a patra revoluție industrială, la fel de mare precum impactul producției de masă din a doua revoluție industrială lansată de Ford. Și overall, ca să închei, să nu vorbesc foarte mult, eu consider că avem extrem de multe de făcut. Suntem într-un moment în care infrastructura digitală este extrem de avansată și cred că am rămas în urmă din perspectiva competențelor. Și cred că trebuie să facem ceva foarte repede din perspectiva competențelor la nivel de țară, la nivel de entitate, la nivel de individ până la urmă. Mulțumesc, domnul Dumitriu. Într-adevăr, avem autostrăzi digitale, dar depinde cu ce călătorim pe aceste autostrăzi digitale. Mă întorc la domnul Marian Ignat cu această întrebare punctuală pe un termen mediu, să spunem așa. Cum vedeți relația bănci-clienți, adică cam ce pondere dintre clienți vor rămâne în zona tradițională a produselor și, evident, ce prevedeți pe termen scurt vis-a-vis sau mediu privind colaborarea între bănci și fintech-uri? Sunt vreo două întrebări. Da. Dacă mă întrebați, este era un topic destul de hot așa acum câțiva ani cu colaborarea și cum cât să mute pe digital și cât să rămân. Eu am o altă părere aici, în sensul în care de ce vii la bancă sau de ce ai nevoie de o bancă? Ai nevoie de o bancă pentru lucruri repetitive, cum a spus și invitatul de mai devreme, vrei să deschizi un cont? Vrei să-ți iei un credit de consum, vrei să-ți iei un card de credit, vrei să-ți modifici un produs pe care l-ai cu banca. Lucruri simple care să fac, la care așteptările clienților, ați văzut cum sunt foarte sus și e normal să fie așa și e bine că e așa. Acest lucru se face în digital și se face imediat. Și se face deja, adică în serviciile pe care le oferim se întâmplă. Avem undeva la 30% din tot ce înseamnă zona de unsecured lending, adică credit de consum, credit card și overdraft, 30% pentru o bancă mare ca noi se face 100% digital. Nu știu, anul trecut am deschis 200.000 de conturi online. Sunt lucruri care țin de daily banking, cum se spune, și care ar trebui să fie cât mai rapide, fără niciun efort din partea clienților și totul să decurgă foarte, foarte logic, normal și simplu. Și aici nu există un target cât se mută în digital și cât nu, pentru că e alegerea clientului până la urmă. Alegerea clientului natural vine să cât mai mult să facă acest lucru de acasă, de pe telefonul mobil, pentru că e normal să se întâmple așa. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu simt nevoia și presupun că fiecare client și noi avem această strategie pentru zona de consultanță să vii într-o sucursală. Există tot felul de sisteme de robo-advisor, tot felul de sisteme care sunt deja in place. Multe dintre ele le folosim și noi, dar le folosim ca și instrument pentru advisorul, pentru consilierul din bancă.
ca să aibă informații mai relevante și să poată avea o discuție mai consistentă cu un client. Așa că pentru consiliere, noi pe, și acum, dar și în viitor, așteptăm clienții să vină într-un hub bancar, să discute cu noi, fie în, fie în unitate, fie pe, pe, pe zona de video, cum discutăm și noi în momentul ăsta, dar interacțiunea presupune și consilierea în bancă, eu zic că de aici vine valoarea. Zona de platforme digitale, vom investi, am investit și vom investi masiv, nu numai noi, dar și celelalte, și celelalte bănci. Nu mai există competiție cu fintech-ul, fintech-urile vin și au provocările lor, noi avem provocările noastre. În principiu ne-au ajutat foarte mult să creștem pe zona de user experience și e bine să avem competiție și competiția asta ajută și ajută în principal consumatorul, pentru că în principal cu toții ne dorim să oferim servicii cât mai bune clienților. Așa că nu aș vedea, aș vedea două lucruri. Unul, ideal 99% din tot ce înseamnă daily banking și activități curente sau modificări, nu știu, acum dacă eu îmi pierd, apropo de exemplu de mai devreme, dacă mi-am pierdut cardul sau nu mai e ok, intru în aplicație, am apăsat un click și mi-am, îmi va veni pe poștă un, un alt card. Lucrul ăsta trebuie să fie basic în zona de, de servicii financiare și este deja la o parte din, din, din bănci și aici trebuie să mute tot ce înseamnă zona de daily banking, iar consultanța va rămâne în branch și ne dorim să fie în branch și vom continua să, să chemăm clienții să avem discuții relevante cu ei în hub-urile noastre bancare. Mulțumesc, domnul Todorić, vorbim de o schimbare a paradigmei, vorbim cumva sau nu de o schimbare a modelului bancar pe termen mediu și lung? Cred că se întâmplă, cred că a început, se întâmplă și cred că se va accelera. Primul lucru aș vrea să-i răspund la Adrian. Pare rău că duminică, dar am lipsa de informații, probabil că nu e suficient de vizibilă, dar aveai un PTP în buzunar, vedeai că cardul poți adăuga un wallet, vedeai că poți obține PIN on glass ca să faci tranzacțiile de e-com, știai că la ATM-urile BTT poți să-ți faci retragerea fără card, poți să faci contactless cu înrolarea cardului în telefon. Deci, practic, nu aveai nevoie de cardul fizic și nu aveai, trebuie să ai stresul că nu ai, nu ai cardul. Foarte repede vom lansa și instant issuing pentru clienții noi, onboardați din, din online și atunci, practic, în, în aceeași sesiune cu One Stop Shop să ai și, și cardul. Iar pentru partea de LC-uri, LG-uri, suntem în fază de a lansa partea de platformă pentru clienții mari care au nevoie, pentru că nu întotdeauna sunt, sunt folosite de, de clienții foarte mici, să aibă acces online și durata să fie mult scurtată. Nu cred că a fost la noi, dar spun așa ca... Chiar și cunoaște, dar e bine până la urmă lipsa de informații, ceea ce nu știm nu există. Cred că aici trebuie să lucrăm foarte mult cu toții. E, e foarte bine, pentru, degeaba facem o groază de lucru, dacă nu sunt cunoscute pentru, pentru consumatori, consumatori nu există. Și legat de întrebarea, cum se schimbă banking-ul, foarte rapid să aibă față umană, trebuie să fie aproape de client să înțeleagă. Și trebuie să înțelegem foarte, foarte bine toți că avem, să spunem, diverse grade de penetrare, că discutam de incluziunea bancară, suficient stres de la pandemie și altele ca să abordăm structurat fiecare client legat de nevoi. Și foarte mulți clienți, că era întrebarea, vin la bancă, cum o să fie banca, cât de digitală, cât de fizică, digital, ca să numim așa, mulți dintre ei au mai mare încredere să, să vadă banca, trebuie să vadă numerarul în notes-uri, să, să vadă că există. În funcție de cerere, trebuie să fim, să fim adaptivi. Economia e din ce în ce mai, mai, mai bine, mai competitivă, vedem GDP-ul cum crește. Ne bucură lucrurile astea și suntem suportivi, dar în pandemie a fost enorm de multă nevoie de cash. Pentru că primul stres care l-a dus pandemia în lunile martie, așa a fost, wow, ce se întâmplă? Și fiecare a avut un deja vu cu toamna lui 2008, cu criza din Cipru, cu multe alte lucruri.
Deci, în momentul ăla a fost nevoie de foarte mult import de cash în euro, ca să putem și dolari, să putem să mulțumim. Deși eram cu trezorerile cele mai pline din nivel, fiind cea mai mare bancă, era normal. Dar pot să spun de câteva ori și multe, ca să nu dau detalii, a fost cererea de cash în acele luni. Și am satisfăcut tot, după care am drenat din piață și am exportat. Dar trebuie să ne adaptăm cerințelor clienților. Deci, în funcție de cum va fi evoluția economică, pe lângă trendul firesc de a ne adapta, băncile trebuie să fie adaptive. Ce a fost valabil ieri nu înseamnă că va fi valabil și mâine și poi mâine. On the spot trebuie, cel mai important lucru e să învățăm și să fim adaptivi. Cu cât învățăm mai repede, nu negăm, reacționăm foarte repede că e o nevoie și dacă suntem adaptivi, găsim și soluții. Spunea și domnul Dragan, combinația dintre chatbot, roboți, combinațiile dintre tehnologii ajută. Sunt extraordinare. Nu mai stăm cu anii sau cu lunile să facem o interfață, o aplicație, le dăm drumul, vedem că se validează. Nu înseamnă că nativ pe o aplicație nu va trebui să facem și acolo niște dezvoltări. Clar că trebuie să le facem. Deci, din punctul meu de vedere, să nu uităm la millennials, sunt pe care intră în piața muncii acum. Cerințele lor sunt cu totul altceva față de generațiile, să nu baby boomers sau altele. Clar că cerințele se schimbă. Am văzut și fețe foarte încântate ale clienților, sau încântați, clienților noștri de peste 70 de ani, când au văzut cât de simplu e cu wallet-ul să plătească, când au văzut cât de simplu e să se folosească, a fost un wow și foarte fidel după aceea au folosit acel lucru. Adică nu trebuie să abordăm diferit. Fiecare din noi cred că simțim un reward din ceea ce reușim să facem și dacă descoperim că ceva e mult mai simplu și mult mai ok, după care suntem addicted, ca să spunem așa, dependenți de lucrul ăla și îl folosim. Într-un cuvânt, da, se va transforma banking-ul foarte mult. Cât de departe va ajunge, depinde de fiecare participant în piață, cât de pregătit e să nege că ceea ce știa acum va fi valabil și peste 2 ani sau 3 și să fie pregătit să fie acolo în perioada aceea. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Dragan, don't let the crisis to go waste. Cu ce soluții venim? Am venit în criză și mai venim pe viitor. Da, noi cu platforma noastră avem utilizatori, clienții unei bănci sau angajații unei bănci. Dacă în prima mea aserțiune am vorbit despre avantajul că clienții accesează platforma noastră și află lucruri, pot lua credite, pot să-și amâne creditele, pot să facă un proces de onboarding. Aș vrea să vorbesc și despre avantajul formidabil pe care îl poate aduce o platformă pentru angajații unei bănci. Majoritatea băncilor de la noi folosesc Druid atât pentru procesele de HR, pentru procesele de IT help desk, care au fost extrem de utile în perioada pandemiei, pentru că lumea s-a trezit acasă și nu știa foarte bine cum să folosească o serie de features-uri ale computerului și înau tot felul de întrebări în zona de procurement, în zona de financiar, în zona de management. Sunt companii bancare în care practic toate documentele și toate aprobările de buget se fac prin intermediul chatbot-ilor. A ne focusa ca să... Acest lucru va revoluționa foarte mult salariatul, care va trebui să își respecte mobilitatea, să poată accesa toate informațiile din instituția financiară respectivă și să poată să traseze și task-uri, să obțină mini-rapoarte. Folosirea chatbot-ului are un avantaj mult mai mare, pentru că el poate coagula foarte multe aplicații, poate un sistem are 7 aplicații sau 5 sau 3. Cu ajutorul platformei de chatbot, practic toate aceste aplicații au un singur acces de intrare, și anume utilizatorul prin intermediul unui chatbot care el îl direcționează spre diferite aplicații. Pentru noi a fost o adevărată revelație. Aproape nu există bancă care să nu și-a dorit să facem o implementare a chatbotului pentru salariați.
Ca să vă dau un exemplu de la una din băncile prezente astăzi aici, la început s-au emis într-un singur an de zile 30.000 de adeverințe. 30.000 de adeverințe. Gândiți-vă ce avantaj, fără niciun implicație umană. Gândiți-vă câtă economie de muncă necreativă, de o muncă repetitivă și care, de fapt, s-a rezolvat incredibil, instant. S-au eliberat peste 18.000 de concedii medicale, în concedii medicale, concedii de odihnă și medicale. 18.000. Ca să realizați care sunt avantajele și naturalețea genetică de care vorbeam în prima parte. Deci, această platformă care poate să deservească atât pentru ca clienții să acceseze toate funcționalitățile unei bănci de la partea de creditare, de la partea de rate, de a actualiza datele și cel interior în care toți angajații pot accesa tot felul de informații și să traseze chiar și task-uri, să aprobe documente, este, după părerea mea, o revoluție care se poate produce la nivelul băncii și cred că platforma noastră rezolvă acest lucru. Trebuie să luăm în considerare acum, la ora actuală, în România, cred că nu doar în sectorul bancar, dar în general sunt peste 300.000 de salariați care lucrează cu druizii, cu milioane și milioane, zeci de milioane de mesaje pe lună. Deci, cred că partea de viitor este ca fiecare angajat să aibă un asistent virtual care să-l ajute în procesul de zi cu zi, să poată fi mobil, să poată să stea acasă, să poată să fie la birou, să fie oriunde. Dacă la 3 dimineața îi trece prin minte ceva pe care el ar vrea să o rezolve, să nu aștepte dimineața să intre pe un browser, ci pur și simplu să dialogueze cu chatbotul și să obțină ceea ce își dorește. Este exact ceea ce are fiecare angajat nevoie. Dacă vedeți apetența cu care s-a înregimentat și s-a implementat platforma de druid în bănci, o să realizați ce dorință și ce nevoie genetică au salariații ca să poată... Și când spun salariați, mă refer de la director până la ultimul băiat care poate păzește o sucursală. Mulțumesc! Merg mai departe la domnul Găman. Cam în ce orizont de timp vă așteptați ca mai toate produsele din zona financiară, nu doar mâncare, ci și financiară, să aibă o componentă digitală și care ar fi principalele bariere, două, trei bariere pe care le vedeți în îndeplinirea acestui obiectiv într-un timp mai scurt? Eu cred că deja majoritatea produselor au o componentă digitală. Și cred că a spus-o și Maria mai devreme, a spus și domnul Toderici. La nivelul pieței financiare, întrebat. La nivelul pieței financiare. Sigur. Cred că trebuie să ne uităm la mai multe aspecte aici. Vorbeam mai devreme de diferențele de dezvoltare pe care le avem în Europa de Vest, în Europa de Est. Învățăm și noi și descoperim acum ce se întâmplă în teritorii din astea pe care le numim noi emergente, așa cum este, de exemplu, Africa subsahariană. Avem clienți în Zambia. Am aflat și noi și eu că două treimi din tranzacțiile cu telefonul peer-to-peer în anul 2018 s-au întâmplat în această zonă de Africa subsahariană și Africa centrală. Este incredibil. Evident, ca și povestea României care a sărit peste etapa asta în care am tras fire de cuplu prin pământ ca să ne legăm la internet și acum avem o rețea wireless foarte puternică în toată țara, așa și ei au sărit peste toată dezvoltarea de infrastructură. Ei nu au bancomate. Ei nu au luxul să zică dau o fugă repede până la bancomat să scot niște bani ca să pot să plătesc un lucrător care mi-a rezolvat ceva la casă, de exemplu. Tranzacțiile peer-to-peer la ei se întâmplă instant, se întâmplă pe telefonul mobil și se întâmplă dintr-o nevoie reală și anume aceea că le lipsește infrastructura. Șosele nu mai vorbesc și așa mai departe. Deci cred că dacă ne uităm la ansamblul ăsta, putem spune că fiecare interacțiune în industria financiară are o componentă digitală. Și mă uit și la asigurări, pentru că noi suntem destul de prezenți atât în piața bancară, dar și în piața de asigurări.
în piața de asigurări, digitalizarea proceselor, nu o să intru foarte mult în detalii, că nu e neapărat scopul discuției de acum, dar acolo există o dorință foarte mare în tot ce înseamnă procesele post-vânzare. În momentul în care sunt posesorul unei asigurări, să intru în posesia este cel mai simplu lucru. Să îmi folosesc asigurarea respectivă, slavă Domnului, sper să n-am nevoie, dar dacă am nevoie să o pot folosi, asta este de fapt miza în digitalizarea proceselor de asigurări. Și atunci și acolo există componente digitale prin care eu pot să preiau diverse solicitări în mod automat și în timp real, prin care pot să personalizez modul în care reacționez în funcție de categoria și clasificarea respectivei daune sau probleme pe care o reclam la asigurare și așa mai departe. Cred că trebuie să ne uităm la, din nou, mă întorc un pic la subiectul pe care l-am adresat mai devreme și anume acela în care venim în fața clienților cu niște produse personalizate care să rezolve niște nevoi punctuale ale lor. Și cred că digitalizarea trebuie să se întâmple la fiecare nivel în parte. Bariere sunt multiple și primul meu sentiment când m-a întrebat Gabriela despre bariera și vreau să-ți spun, nu e nicio barieră. Uite, funcționează. Toate băncile de top 10 din România acum deschid conturi curente online și următorul pas, creditare online. Dar îmi dau seama că România, totuși întorcându-mă un pic aici, în România, e o societate suficient de polarizată între rural și urban și am tot discutat în sesiune până acum în acest panel despre nevoia de educație. Și atunci cred că e nevoie de un mix între digitalizarea proceselor astfel încât toate produsele financiare să poată fi disponibile într-un mod online și digital către clienți, în egală măsură cu implicarea băncilor și a companiilor din industria financiară în pregătirea oamenilor ca să poată să înțeleagă cum se folosesc acele produse digitale. Și au spus-o mai devreme și domnul Toderici și Marian despre rețeaua vastă de sucursale și agenții pe care le putem folosi exact în scopul acesta. Deci, din punct de vedere al barierelor, cred că, din punct de vedere cadru legislativ, suntem suficient de permisivi sau de dezvoltați în România și acum cu proiectul de lege care va apărea, care reglementează semnătura electronică, mai degrabă recunoașterea la distanță și cum se face ea prin apel video și cum trebuie să fie apelul video, ne dă un cadru foarte clar. Eram într-o zonă gri până acum, nu știam dacă trebuie să facem apel video ca să facem recunoaștere la distanță sau nu trebuie. Măcar acum este clar, ne va trebui. Din punct de vedere legislativ, cred că suntem destul de avansați. Rezolvăm și adresăm și problema pregătirii oamenilor ca să poată să accepte și să folosească digitalizarea. Ajungem încă un pas mai departe. Și al treilea pas, cred eu, care e foarte important, este acesta al contextualizării și al personalizării nivelului în care oferim serviciile financiare către clienți, în așa fel încât să fie relevante pentru ei și pentru contextul în care ei fac parte, din care ei fac parte. Și atunci cred că băncile și, în general, companiile financiare trebuie să uite foarte mult la datele pe care le au despre clienți. Pentru că a spus foarte bine Liviu mai devreme, avem un aflux de informații foarte puternic dinspre toate platformele cu care interacționăm cu clienții. Fie că sunt chatbots și aduc informații de acolo, fie că sunt tranzacții cu cardul pe care oamenii le fac și eu le stochez într-un sistem, fie că sunt plăți pe care oamenii le dispun și eu le stochez într-un alt sistem, fie că sunt pur și simplu interacțiuni pe social media pe care le avem cu clienții. Combinarea tuturor datelor acestea într-o interfață unică, să spun, care să poată să le gestioneze în așa fel încât să personalizeze nivelul de serviciu, este esențial. Personalizare înseamnă inclusiv un motor de risc și un motor de definire de produse care să fie flexibil și care să poată să permită angajaților băncii să dezvolte astfel de produse digitale particularizate și contextualizate singuri, fără să fie nevoie să vină înapoi la FintechOS care a implementat sistemul și să spună și vreau să modific și eu ceva acolo, atunci când clientul este într-o anumită plajă de risc, vreau să pot să-i dau o anumită dobândă. Vreau ca banca să poată să facă singur, self-service. Na, e natura noastră, a spus Olivia mai devreme. Vrem să putem să ne servim singuri și să putem singuri să facem aceste modificări și atunci propunerea de valoare cu care FintechOS vine, dincolo de angrenarea tuturor sistemelor și a tuturor informațiilor în această zonă unică prin care noi putem să particularizăm și să personalizăm produsele, avem și platforma care să le ofere oamenilor de business din bănci posibilitatea ca singuri să creeze produse financiare dedicate și personalizate, să creeze experiențe unice clienților end-to-end, adică de la partea de
customer engagement și presentation, deci ce vede clientul atunci când intră în relația cu banca, până la nivelul de automatizare de la mijloc, acolo unde angajații trebuie să treacă prin niște procese ca să aprobe sau să poată să treacă un flux de la un cap la altul, și până la partea finală, care evident ține de postarea acelor tranzacții într-un sistem financiar și raportarea lor către instituțiile abilitate. Deci, cred că despre asta este vorba și noi lucrăm foarte mult. Am anunțat ieri o serie B de finanțare de 60 de milioane de dolari și am spus ieri în conferința de presă, investim cel mai mult în oameni care să poată să construiască relevanța și contextualizarea produselor noastre în țările pe care noi le targetăm și pe care noi le vizăm, investim în parteneriate și investim în tehnologie. Când spun oameni, mă rog, pe de o parte oameni care să poată să facă această propunere de valoare către clienții noștri potențiali, dar și tot oameni sunt cei care dezvoltă produsul. Deci, în esență, și prima și a treia investiție tot în oameni se întâmplă și o să creștem personalul, să spun așa, numărul de angajați, aproape cu 50% în perioada următoare de timp, tocmai ca să putem să adresăm oportunitățile astea împreună cu clienții noștri. Mulțumesc frumos că tocmai vorbeați de timp. Ne-am apropiat cu pași repezi de final, dar nu vreau să încheiem până nu îi dau posibilitatea doamnei Iulia, domnului Dumitru și, dacă dorește, și domnul Siminică la 2 minute de concluzii fiecare. Vă rog, începem cu doamna. Da, aș vrea să mai adaug încă un subiect. Cred că e foarte important în contextul în care am discutat, pentru că am discutat foarte mult de tot ce înseamnă transformarea băncilor, digitalizare, inovație, ecosisteme, platforme, fintech-uri, foarte frumos, ok? Însă trebuie să ne uităm, mai ales în contextul actual și la ceea ce ține de performanța băncilor, de cum reușesc de fapt să-mi finanțez toate aceste proiecte frumoase. Și aici ce credem noi sau ce am observat în ultima perioadă este că există o dorință și o nevoie de a avea o transparență asupra costurilor de IT, asupra investițiilor care se fac în tot ce înseamnă digitalizare. Și există nevoia de a avea transparență tocmai pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză și de a putea dezvolta și direcționa investițiile înspre ceea ce aduce mai multă valoare clientului, aduce mai multe venituri băncilor. Și aici noi facem diferite proiecte pe tema de IT cost accounting, nu doar la referitor la costuri de IT, ci și la costuri în general, dar asta este o nevoie care am observat-o în ultimul timp. Asta așa ca să punctez și partea cealaltă, să zic, a performanței, a costurilor. Iar în concluzie, eu cred că noi credem că pandemia a schimbat în totalitate comportamentul și așteptările clienților. Și acest lucru va avea un impact pe termen mediu și lung în relațiile cu instituțiile bancare și ne așteptăm ca băncile să investească în continuare și să vedem eforturile de digitalizare și îmbunătățirea serviciilor online. Însă totuși va depinde de specificul fiecărui bănci, de segmentul de clienți, de deciziile strategice pe termen lung și astfel va fi diferit și nivelul de accelerație al oferirii acestor servicii digitale. Mulțumesc, Gabriela. Mulțumesc foarte mult. Mergem la domnul Dumitriu. Vă rog o concluzie de final. Microfonul, vă rog mult. Da. Mulțumesc. Eu aș concluziona optimist. Cred că suntem într-un moment unic în perspectiva potențialului de dezvoltare economică. Există o mulțime de oportunități, dacă am în vedere întreaga viziune legată de decarbonizare și digitalizare la nivelul Uniunii Europene, care deschide niște oportunități imense, în primul rând pentru economia reală, și spun din perspectiva mea ca reprezentant al unei companii de industrie,
dar și pentru întreg sectorul de servicii financiare, nu doar bancare. Și sunt încrezător că economia începe să se redreseze și că vom avea cu toții un potențial foarte bun de dezvoltare pe viitor. Și normal, sunt extrem de încrezător că a noastră companie King Complex, pe care o reprezint, va continua să fie un jucător important, nu doar în piața de chimie, cât și vom fi din ce în ce mai mult prezenți pe piețele financiare. Și rezultatele din ultimele zile de la bursa ale companiei noastre sunt vizibile și un prim pas în această direcție. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc mult! O concluzie de final, domnul Similica. Da, și eu sunt optimist. La fel ca și pe zona digitalizării, acțiunile de educație financiară în ultimul an au accelerat semnificativ. Cred că am depășit etapa de conștientizare a importanței educației financiare și s-a trecut la acțiuni concrete, evenimente mult mai intense, cu audiență mult mai mare. Vorbeați de platforma care centralizează inițiativele de educație financiară din entitățile din piață interesate. E un lucru extraordinar, pentru că se reușește integrarea acestora și se stabilesc cu ușurință care sunt zonele neacoperite și viitoarele inițiative se pot focusa pe zona respectivă. E un pas important în demersul de realizare, de definitivare a strategiei naționale de educație financiară, care sperăm undeva în această vară, înțeleg că ar fi un termen oarecum avansat pentru a vedea un draft al ei, și sunt convins că de la acel moment lucrurile vor merge în linie dreaptă, vom avansa semnificativ, iar efectele sunt convins că vor fi vizibile în cel mult anul următor. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezența la această dezbatere. Sper că n-am depășit cu mult timpul alocat, iată, cu 4 minute, suntem totuși în termen. Mulțumesc foarte mult organizatorului acestei dezbateri de Diplomat Bucarest pentru că a găzduit și sperăm să ne revedem și la anul, sper eu, într-un format offline, deși cu toții iubim digitalizarea, dar e plăcută și comunicarea. Vă mulțumesc foarte mult și celor care au stat alături de noi până în acest moment. O zi bună vă doresc! Mulțumesc, Gabriela, mulțumesc și eu pentru moderare tuturor vorbitorilor noștri. Într-adevăr, vă așteptăm la următoarele evenimente marca de Diplomat, sperăm on-site, exact cum menționai și tu. Și nu în ultimul rând, probabil nu ne vom revedea până atunci, vă urez tuturor sărbători fericite, Paște fericiți, să ne revedem cu bine, să fim sănătoși. Toate bune și încă o dată vă mulțumesc. O zi frumoasă! Sărbători fericite! Mulțumesc! La revedere! La revedere!